așa. Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Aici suntem, fraților, cu cernici sau nu. Citeam despre blaturi. Gazeta Sporturilor publică astăzi apelul celor de la UEFA, mă rog, o anchetă care așa ar fi început undeva pe la UEFA, ea este sigur repede îngropată în România. Este vorba de cele 8 partide de care am mai pomenit și noi zilele trecute, meciuri nesemnificative, adevărat. Se laudă gazeta că despre 3 dintre ele s-a scris. Nu e mare lucru, 3 din 8, atâta vreme când oricum blaturile au fost cu sutele de mii în România. Astea sunt unele identificate vag așa pentru mafia pariurilor. Meciurile ar fi Botoșani-Snagov 5-0, fără importanță, Calatis, viitorul Constanța 1-5 cu Gică Hagi, Gloria Buzău, FC Snagov 1-0, astea sunt meciurile trucate ipotetic de mafia pariurilor despre care ziarul a scris. Pe lista suspiciunilor au mai apărut încă două partide din acest an, Bistrița Pandurii 1-3 și Brăila Faru 2-0, în total 5 meciuri, au mai fi încă 3 care deocamdată nu sunt publicate, nu s-au făcut publice celelalte partide. Oricum, pe noi nu ne interesează prea mult, întrucât în România cam toate meciurile sunt aranjate. Că pe unele vrem să le vedem și că pe altele nu, sau că ele sunt identificate din exterior, ce rușine. Păi, nu asta era treaba unui ziar până la urmă, știind că treaba ligii profesioniste nu este niciodată să-i prindă pe vinovați. Atunci, ziarul trebuie să scrie foarte clar, acest meci a fost blat. Sau, din punctul nostru de vedere, blat. Nu mai facem nicio cronică, eu așa scrie la meciurile astea. Că omul de acolo și serviciul din redacție cade de acord asupra acestui lucru, pentru că astăzi toate meciurile sunt televizate, cel puțin în prima ligă. Scrii, domnule, uite, Bistrița Pandurii, nu mai dai scorul. Da? Scorul dai la caseta tehnică, adică la, nu la caseta tehnică, la rezultate tehnice acolo pe prima pagină sau unde scrii tu rezultatele la unul sub altul și nu mai faci cronica, nu mai scrii, nimic, blat, atât. Cineva să consulte rezultatul găsește acolo sub clasament. Cam asta ar fi, de fapt, logica lucrurilor în calitate de organ de presă. Și acum trebuie să ne mire că până la urmă despre 3 dintre ele s-a pomenit. Au fost sute și mii de meciuri în ultima perioadă, nenumărate, nu există număr pentru ele dacă ar fi să le eșalonăm din 90 și până astăzi. Ăsta ar fi așadar subiectul principal în presa de astăzi. Alte 3 meciuri care sunt intrate în anchetă, între ele un Gaz Metan Media și FC Bihor, un Arieșu Turda Uta și un Steaua 2 Snagov, meciuri desfășurate anul trecut sau acum 2 ani, apar și ele aici trecute. În fine, să dau și niște detalii despre unele jocuri. Asta mă surprinde cu Bistrița Pandurii, sincer. Gol fraudulos și lovitură cu targa. Nu intuiesc cum de între Bistrița și Pandurii s-ar fi putut vreodată face vreun aranjament, mai ales că știu oameni serioși pe cei de la Bistrița cu Lordul acolo. Pandurii Târgu Jiu, iarăși o echipă niciodată ajutată de nimeni, practic fără niciun fel de sprijin. A scos mingea din afara terenului, vedem imaginea aia într-adevăr hilară cu Matulevicius de la Pandurii numărul 99 pe spate, care scoate mingea, mingea e ieșită cu toată circumferința în afara terenului, după care el i-a oferit-o lui Răduț, care a înscris de la un metru sau doi. Meci semnalat ca dubios, zice gazeta. În fine, sunt alte jocuri pe aici despre care s-a scris la vremea respectivă. Goluri de cascadori râsului între vecini, Calatis, viitorul Constanța. Hai să fim serioși, noi care știm cum se întâmplă lucrurile în fotbal și care chiar avem, când avem ocazia o spunem, am trăit toți acești ani alături de fotbal, alături de sport, înțelegem prea bine cum s-au rezolvat toate. Ideal ar fi și corect în același timp să se publice în presă lista meciurilor corecte, nu lista meciurilor dubioase.
pentru că în ciuda aparențelor, mult mai multe meciuri sunt aranjate decât par. Adică interesul este major. Da? Sunt tot felul de jmecherii la mijloc, de reciprocități, așa mai departe. Deci, nu întotdeauna un meci manos dintre ăsta și care nu iese în evidență neapărat cu situații hilare, trebuie trecut la categoria meciuri obișnuite. Nu. Poate să fie un blat ordinar, pentru că există această reciprocitate, această cooperativă, tentaculele ei, asta nu știu cum s-o numi în mediul virtual, că denumirea de cooperativă a fost la origini. Avea altă denumire, nu știu, stenograme nu prea s-au publicat ca să ne dăm seama exact cum îi zice. Cert este că așa ceva aranjamente de nivelul ăsta sunt la noi în permanență. Deci este un subiect sensibil, niciodată în România nu va fi rezolvat. O să-l trimitem tot la TAS, așa cum am făcut și cu celelalte. Da. Când nu avem curajul să analizăm ceva, trimitem la TAS. N-au decât alții să ne judece, în țară nu facem nimic. Situație sigură, nemai întâlnită. Pentru că, din câte știu eu, toate aranjamentele, toate trucurile, toate găinăriile sunt analizate de ligă și eventual de federația din țara respectivă, nici de cum de alții din alte părți care să vină să se implice. Mafia pariurilor se va da vina la noi, dar nu-i de competența Federației Mitică Dragomir să analizeze mafia. Ne întoarcem imediat. Între timp, aflăm de la Ioan Andone că problemele pe care le-a avut la CFR Cluj se leagă de Iuliu Mureșan. Mai nou, asta ne-a spus, ne-a explicat Andone, că nu l-a plăcut de la început Iuliu Mureșan, încă din primul mandat a avut probleme din cauza lui. Când știi că cineva nu te place, păi ce să faci? Pleci. Problemele au apărut din primul meu mandat. Dar atenție, înainte să vorbească cu Afi sau după? Nu, el lasă să se înțeleagă, Andone, că Arpi nu prea știe ce face ăsta pe acolo, Iuliu Mureșan, și că de obicei din cauza lui se strică. E logic să fie așa. Atunci când ai un președinte, ăla decide. Tu ești patron, e cu totul altceva. Patronul se implică în treburile cine e antrenor, cine e treaba lui. Bă. Sau logic așa ar fi. În vestiar se vorbea numai portugheză când am ajuns eu acolo și am pus piciorul în prag, am spus aici se va vorbi românește. De acum înainte, asta mi se pare firesc, că și dacă te duci la Bayern München, până la urmă vrei, nu vrei, trebuie să înveți limba germană, în Franța trebuie să știi franceză, în Anglia să rupi un pic două, trei vorbe în englezește. Da, e o teorie asta, nu aș fi de acord cu ea, că important este să se înțeleagă ei între ei. Deci dacă ai 7-8 portughezi, sigur că vorbesc în portugheză. La echipele la care sunt foarte mulți jucători de o anumită limbă, se vorbește în limba aia. Acum, sigur că ce la Bayern? La Bayern sunt 3 străini sau 4. Sigur că cei mai mulți sunt vorbitori de limbă germană sau dacă nu, sunt jucători care joacă de mult acolo, cum e cazul Robben. Da? La cât de prost trebuie să fie să nu știe să exprime în germană, că e dat tipul. Și chiar și Ribery e bătut în cap. Tot a învățat câteva cuvinte. Deci e altceva. Da, dacă te duci într-un vestiar unde nu e niciun jucător din țara respectivă, cum se mai întâmplă prin Anglia, cazul Arsenal sau... Și dacă e necesar să vorbească între ei în engleză, că nu știe antrenorul limba aia, e deja problema lui. Știi? Vorbești în ce limbă poți, dar n-ai cum să te exprimi dacă tu nu știi limba respectivă. Nu știi nicio boabă. Să știți că și Sir Alex Ferguson a fost acuzat de multe ori din cauza asta. Nu e posibil, bă, să antrenezi în Anglia de 30 de ani și tu să nu știi engleză. Dar ce să-i faci dacă omul n-a reușit să învețe limba engleză? Da, ok, dar el era un caz special. Nu e chiar așa o dramă, că până la urmă limbajul fotbalului este universal, îl pricepe toată lumea. Cum va faci ca să te priceapă ea? În orice caz, e interesantă declarațiunea. Andol a atacat pe Muri. Fraților, e prima dată când se întâmplă chestiunea asta. Îl laudă, în schimb, pe Arpi. Arpad mai venea din când în când pe la câte o ședință tehnică, vorbea 5 minute și îi motiva extraordinar pe jucători. Chiar se pricepe la fotbal. Dar Mureșan, în schimb... Și aici m-aș cam opri vorba lui Meme Stoica. Bă, asta vrea el să înțelegem, că Mureșan e tufă de Veneția
Și că de obicei atunci când apar probleme din cauza lui Mureșan apar. Și nu din alte motive. Problema este, Neando, că nu ai să scapi niciodată. Deci de câte ori te vei întoarce la CFR Cluj, tot peste muri. O să dai, e clar că e omul Arpii și nu va renunța ăla la el. Nu-l ține degeaba. Dacă era chiar așa Dudă, îl dădea afară de mult. Arpad Pascan, uitați-vă un picut la fața lui. Ce vi se pare că e un tip sentimental? Eu nu cred. Dar nu-l ține de pomană. Nu, ce, Mureșan? Mureșan e bine la locul lui acolo. În primul rând că e prietenul din copilăria lui Arpi, așa și spuneau, și a făcut treabă la CFR Cluj. A mai putut Clujul să câștige într-un campionat cum e cel din România titlul în fiecare an. L-a câștigat din 2 în 2 ani, când probabil a băgat și Arpi niște bani. Mai mult de atât n-avea ce să facă. A câștigat și cupa, a câștigat supercupa, uite, a calificat echipa în primăvara europeană, ceea ce nu-i puțin, că venea din Liga Campionilor, unde scot 10 puncte. No, și să reproșezi lui Mureșan. Tot singura lor chestiune, într-adevăr, bizară, dar nu de reproșat, că până la urmă clubul lor fac ce vor. E un rahat de echipă. CFR Cluj nu reprezintă nimic în istoria fotbalului România. Exact cum nu reprezenta nici Unirea Urziceni, cum nu reprezintă nici Oțelul Galați și așa mai departe. Fac ce vor pe echipa asta. Deci este problema lor. Singura chestie enigmatică așa este de ce totuși schimbau atâția antrenori. E adevărat, nu neapărat fără succes. Adică n-au fost schimburi de tipul Stelei, care schimba doar ca să schimbe, că să supăra Gigi. Ăștia de obicei au făcut schimbări cu folos. Totuși, pare bizar, la un moment dat au fost cazurile Andone, în primul rând, dar și altele, de antrenori schimbați aparent fără niciun motiv. Da? Ma orice președinte, orice patron, nu există orgolii, există tot felul de păreri, cu atât mai mult într-un domeniu ca fotbal, unde adevărul absolut nu există. Acolo fiecare poate să spună ce vrea. Deci n-ai motive să cauți nod în papură lui ăla care ți este șef. Așa a văzut el, așa a înțeles el. În afară de chestiunea asta cu schimbatul de antrenor pe bandă rulantă, n-ai ce să-i reproșezi CFR-ului. Pentru că a inovat în fotbal, a apărut de nicăieri, s-a impus. E principala echipă. Deci dacă tu ai face acum un clasament în ultimii 6 ani în România, ei ar fi pe locul întâi. Ce zici despre chestia asta? Ion Cristoiu a renunțat la inhibiții și a pozat în Playboy fără vestă. Incredibil, fraților. Pentru prima dată a pozat așa cum doar mama lui l-a văzut. Da, e uriașă. Fără vestă, fraților. Chiar dacă nu sunt informații oficiale, se pare că suma pe care a primit-o Cristoiu pentru pictorial trece de 50.000. Adică a pozat în cămașă. În cămașă, da. Extraordinar. Nu, păi eu tu nu cred. A contat foarte mult faptul că știam pe fotograf, că am lucrat împreună cu 20 de ani în urmă. M-a stat să mă simt în largul meu, chiar după ce mi-am dat vesta jos. Oricum, cuvântul care caracterizează cel mai bine pictorialul meu este decență. Bun, asta clar, da. Totuși, chiar fără vestă. Da, să știți, domn Baciu, că e vorba de imagini cel mult erotice, fără legătură cu pornografia. Da, deci nu... Sunt convins, dar chiar și așa, domnul Cristoiu, incredibil. Am vrut să mă simt și eu mai în largul meu, așa, să mă... Încerc, poate reușesc vreodată să mă simt și eu fericit. Mă gândesc că toate cazurile poate mi s-au tras de la vestă, nu știu. Așa, profesional, nu am motive să mă plâng. Am mers foarte bine, recunosc, dar... N-am avut o viață așa plină. Adică n-am luat tot la viață, cum spunea maestru Gheorghe Dinică. Domnul Cristoiu, mă reamintesc vorba lui Hemingway, deși nu știu dacă e cazul să o spun în față de... Am auzit de el. Față de dumneavoastră. La oamenii inteligenți, fericirea e cel mai greu lucru. Așa că pe undeva, deși am rezerva asta că vi s-ar potrivi chiar dumneavoastră cel mai bine această frază, dar în orice caz să luați aminte că asta e complicat. În general, dacă ești fericit, înseamnă că ești și puțin limitat, așa. Adică, ce înseamnă fericirea? Te-ai mulțumit, ești mulțumit cu ce ai. Practic, asta e. Fericirea nu se poate cuantifica. Nu există o doză, poți să fii fericit cu nimic. Da, asta nu înseamnă că, de fapt, în realitate, ai dreptul să te numești așa sau este chiar așa. De la asta mă refer, că... Având ambiții și tot timpul mai aveți de citit o carte, mai aveți de scris un articol, mai aveți de scris, poate că de asta, pe undeva vi se pare că n-ați ajuns încă la capăt. Vorba lui François Mitterrand, da? Sunt mult mai multe cărți pe care nu le-am citit decât alea pe care le-am citit.
Eu personal să știți că simpatizez cu Valéry Giscard d'Estaing. Da, pentru că ăla era de dreapta. Da, eu mai spre dreapta. Adică și dreapta și stânga. Și eu precum Cioran de multe ori m-am sucit în viață. Eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar să știți că mi-aș fi dorit să am și eu două, trei momente de glorie măcar. Așa de-a lungul timpului. Ați avut când ați deschis bulina de prânz, când ați închis bulina de prânz. E un profesional. Așa, mă simt și eu bine cum s-a simțit domnul Istorescu, secretara pe care am angajat-o eu. Păi, dar în fine, nu vreau au să fost mai... momentele alea de la realitatea, când noastră alegeați fetele urâte și domnul Prigoană pe alea frumoase. Da, domnul Prigoană, ce să zic acum, eu am ținut și la imaginea mea așa, nu am vrut să mă amestec chiar în toate gunoaiele și... Vreau să spere domnul Prigoană pe mine. Dar și ca să știți că membrilor familiei nu le-am spus că am pozat fără vestă, că mi-a fost frică de reacția pe care puteau să o aibă. Sper, păi, ca ăștia mai tineri, cum e domnul Turcescu, să aibă mai mult noroc în viață, că eu n-am reușit. Dar pasul ăsta pe care l-am făcut m-a schimbat un picuț așa. M-am simțit parcă altfel. Sigur că nu o să apar fără vestă la emisiune, dar... Am zis că poate e timpul să mă cunoască lumea și în altă modalitate. Așa, mulți trag concluzia că sunt un șoarece de la de bibliotecă. Nu sunt chiar așa, să știți. Ca și cum am fi văzut-o domnul Cristoiu pe Loredana Groza, nu în așa goală, ci în fundul gol. Am cunoscut-o. Nu în fundul gol, că nu mi-a permis, dar în fine... Am avut ocazii de multe ori în viață, numai că n-am știut să le fructific. N-am finalizat. Da. Asta am încercat să compensez acum, pozând fără vestă. Poate că va avea într-un moment dat, dar nu înseamnă că venirea lui Sârbu acolo va aduce publicitate. Da, nici n-au nevoie. Da, pe asta zic. Deci nu e o chestiune de rating la ei, e o chestiune de abonamente peste tot, atât timp cât astea tot cresc. Și ei, dacă știu să-și dezvolte filialele în străinătate, o să-și crească numărul de abonați fără probleme. Deci Esca n-are, după mine, de ce să se ducă acolo. Pentru ea este prea puțin, da? Iar pentru Digi este prea mult. Digi 24 nu este făcut pentru Andreea Esca. N-are ce să facă Esca acolo. Asta este limpede. Ca simplu prezentator, n-ai de ce. Ma, nu e problemă la Digi. Sunt prezentatori ok. Ăia care sunt suficienți pentru ce gen de canal au ei. Dar e un canal de știri, nu un canal generalist. Nu va ajunge niciodată un canal de referință în România. Nu e la nivelul ProTV-ului, atât timp cât nu e pe alte rețele, n-are cum să depășească audiența de 50% din cei care se uită la televizor, ceea ce e foarte puțin. Da? N-are nicio legătură cu ProTV-ul. Deci nu e o obligație. Și eu zic că SESCA nici nu se va duce. Vreau că ar fi o gafă în partea ei, este evident. N-ai ce să faci acolo. Aia sigur că în euforia asta, hai să luăm nu știu ce, nici nu s-au omorât Digi foarte mult după oameni până acum. Deci asta este evident, exclusiv ideea lui Sârbu, dacă el se duce. În schimb, ceilalți oameni, că se duce Costi Mocanu, se ocupe de toată divizia de România, sau Felix Drăghici pe tot sportul, sunt logice. Uh-huh. Pentru că și la divizia pe România trebuie un om cu experiență, ceea ce oprea ăsta nu e nici într-un caz, iar pe sport... Tu ești Dumnezeu în România, mă, ce ai toate sporturile. Ai 4 campionate europene de primă mână, ai Europa League, ai Champions League, da? Ai toate sporturile interne, practic, sunt ale tale, deci transmis la sport, ai 3 canale de sport momentan. Ceea ce ProTV-ul sau Media Pro nu are, are un singur canal și și ăla pe ducă, că nu mai produce practic nimic. Deci prezența oamenilor ăștia se justifică pe deplin, pentru că această companie se extinde. Andreea Esca mai puțin, după părerea mea, și ea trebuie să rămână la prost printre știrile acolo. Plecarea ei nu-i va aduce niciun fel de notorietate în plus și nu-i va aduce niciun pic de notorietate nici lui Digi. Pentru că e simplu, da? Cei care nu sunt abonați și nu se pot abona, că degeaba ești abonat la Dolce sau la UPC, Digi 24 nu o să ai, dacă n-ai cum. Așa? Deci... Ăștia nici nu intenționează. Poate că în ziua în care vor vinde aceste canale, am zis că documentarele vor să le dea și celorlalți cabliști. Da, doar documentarele, nu am vorbit de canalul de știri sau de... Eu nu sunt convins că... Da, nu văd pentru ea de ce ar fi un pas important ăsta, că se aduce după Sârbu. Lasă-l că poate să întoarce și Sârbu la un moment dat. Să fie în locul ei, nu aș face greșeala asta, nici cerce...
fraților, nu vom fi lipsiți de obiectul muncii nici în acest weekend, chiar dacă noi n-avem campionat, avem doar meciurile astea pârlite, preluate de mafia pariurilor. Meciuri slabe, însă n-au descoperit miezul acțiunii. Sunt niște meciuri care nu fac să se zăbovească prea mult asupra lor. Niciodată nu se va face lumină în mod real în ceea ce le privește. Retrogradări nu vom avea, nepunctări dintre astea colosale nici atât. Așa că ideea este să ne concentrăm pe ceea ce ar urma. Fotbalul european nu este însă în pauză, așa cum a ajuns al nostru sau cel din Ucraina care ia o pauză, sau în Rusia, pauză până prin martie. Am văzut și la Dan Petrescu și la Nea Mircea, oameni care nu mai așteaptă de la acest sfârșit de an decât premiile. Da. Și au făcut datoria și Nea Mircea și Dan Petrescu până la anul, niciun fel de probleme. Să vadă la gala Fanatic, care am impresia că a și fost de fapt, la gala Gazetei Sporturilor și la celelalte gale, ce premii mai pot să adune. Dan Petrescu a terminat anul cu 5 victorii la rând, singura echipă din Rusia în această situație, chiar dacă se află la mijlocul clasamentului. Nea Mircea are o singură înfrângere, restul numai victorii, n-a niciun egal în campionat, deși a început și returul în Ucraina, a fost o etapă sau două, nu știu, s-a jucat și din retur. O să ne reîntâlnim cu această lume bună și foarte bună mai încolo, când s-o dezgheța, mai pe la sfârșitul februarie, începutul martie, când vor reveni și cupele europene. A, nu, că atunci încep inundațiile, nu e bine. A, la noi. La noi. Da. Noi sezon. Să vedem, poate totuși vine sfârșitul lumii, pe 21 sau pe 22. Asta prin alte părți, mă gândesc că la noi va veni la anul totuși sfârșitul lumii, că noi știți că suntem în mare întârziere. Între timp a fost chemat și Claudiu Niculescu la DICOT, tot în dosarul transferurilor. Dar ce credeți, bă, că scăpați? Ăsta e semn bun. E semn bun, înseamnă că o să continue toată tărășenia. Fostul jucător și antrenor al Cluj, vorba vine că n-avea nimeni contract acolo. Și eu puteam să fiu antrenor la Cluj, fără acte. Dar ce contează? Mi se pare că n-are nici măcar licența pro, atenție. Nici nu prea merge să-i zici fostul antrenor. A fost audiat vreme de vreo 4 ore ca martor în dosarul privind prejudicierea clubului de fotbal Cluj cu 11 milioane de euro. Cunoașteți speța, că s-a tot vorbit despre ea. Ia să vă citesc și numele. În vara acestui an, Petrolul Ploiești a transferat 15 fotbaliști de la Universitatea Cluj pe Șestache, da, prejudicind clubul. Adică Universitatea Cluj n-a încasat nimic, i-a luat Walter pur și simplu. Dar asta nu înseamnă că nu s-au prăduit niște bănuți pe sumasă. Teoretic, Cluj n-a încasat niciun ban, practic. Mircea Bornescu, Achim, Galamaz, Sucala, Grecu, Hoban, Marinescu, Prințișorul Cristea, Cristescu, Gheorghe Grozav, Cojognean, Morar, Popa și Neag au fost aduși la Petrolul. Prin procurorul DICOT, Cluj, Mircea Crudei, a declarat că Walter a dat declarații legate de dosarul transferurilor unor jucători ai Cluj care nu l-au satisfăcut deloc. Până la urmă au mirosit toată treaba și consideră cei de la DICOT că s-a constituit un grup infracțional organizat care a dat-o în delapidare cu consecințe deosebit de grave referitor la transferarea cu titlu gratuit a mai multor fotbaliști între cluburile Cluj și Petrolul Ploiești. Și acum ați chemați martorii, așa că nu se pare că nu se vor mulțumi procurorii cu pedeapsa dată de curtea de apel, vor cere și mai mult. Asta e o veste bună, e o veste foarte bună, abia aștept să-l văd pe meme, de pildă. Am dat un exemplu. Sigur că unii vor scăpa, înțeleg că ăștia colaborând cu anchetatorii al de meme și Jean Pădureanu au șanse să scape cu suspendarea. Ceilalți, adică Borcică împreună cu frații Becali, mai greu. Și Copos și că a colaborat. Adică strâns cu ușa a spus tot ce era de spus. Așa mă bucur când se dau ăștia în primire unii pe ceilalți. Practic asta e șansa mea. Numai așa se poate face curățenie în fotbal. Până acum, omerta a funcționat. 20 de ani și mai bine.
Nu s-au dat în primire, au tăcut, n-au colaborat cu anchetatori, nici cu polițiștii, nici cu procurorii, dar acum, pentru că s-a îngroșat gluma, unii dintre ei au cedat. Bine, asta nu e o surpriză. Copos a fost turnător și informator dovedit și pe vremea lui Venicu. Deci la el chestia asta a venit chiar ca o mănușă. Jean Pădureanu, firește, uitați-vă la el. Nu-i greu să-ți dai seama că ai de-a face cu un laș, probabil, ar zice Victor Becali. În cazul lui, meme, o fi el tare în gură, dar azi fi serioși. N-are curaj. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la Curtea Supremă. Să trăiți! Vă salut, domnule! Alo? Da, salut! Vă salut, George, vă deranjează. Da, domnul! Așa, vă sun cu un breaking news, era acum câteva zile, dar n-am început să vă prind. Așa? Discuție între Prodanca și nevasta lui 1. Mm-hmm. Zice, auzi, dragă, știi care e ultima modă în materie de sex? Nu știu, dragă, ce sex în urechi. Hai, frate, ești nebună, vrei să rămâi surdă. Dar de ce, dragă, până acum ai rămas mută? Hai că e vechi asta, e vechi, pe cuvânt. Dar era de actualitate. Păi, da, asta e breaking news, ce Dumnezeu. Așa. Nu știu dacă ați observat, dar cred că am pierdut și simțul umorului, că nu s-au mai inventat bancuri în ultimii ani. Nici măcar de-astea cu is politic. Avantajul e că mai uiți, mai râzi o tot. Da, acum sunt absolut toate glumele despre... Da, astea. Să de fapt sunt bancurile din ziua de astăzi. A murit și Bulă, nu mai există niciun personaj interesant. S-a cam dus folclorul de tipul ăsta. Hai, încearcă să păstrezi un pic de optimism, de umor. Dar era și normal să se ducă, păi atâta vreme cât umoriștii la noi se numesc Sociu și Palade, am dat doar două exemple. Doamne ferește. Păi, cu bancuri de-alea, glume răsuflate de almanacul Scânteia Tineretului. Almanahele. Dar deci la ei glumele sunt cam așa. Ce faci, mă, Romică, ți-a crescut mustața? Ha, deci astea-s glumele lor. Da-o, mă, acolo. Și noi făceam mișto pe vremuri de scenetele alea cu Nicu Constantin și Basilica Tastaman. Ziceam că alea n-au omor. Păi da, erau geniale, mă, pe lângă ce vedem și auzim acum. Gata cu umorul. Și omului care se uită. Deci, umorul, oricum, avem atâtea personaje care dau dovadă de umor involuntar, că... Astea gândite, scrise și citite nu-și mai au rostul. Așa. Ce-ți mai trebuie umor dacă l-ai pe Gigi Becali? Ok, vreau să vă întreb, de mai mult timp am observat. Eu vreau să vă ascult pe voi, dar de cele mai multe ori aud muzică. Adică partea de emisiune în care sunteți voi este mult mai scurtă decât aia cu muzică. Dacă ar fi cu reclame, Doamne ajută. Așa e la radio. Deci asta e culmea acum. Vezi, dar ce-o vrea? Sigur, așa e la radio. Radio trebuie să aibă și muzică, pentru că dacă nu, s-ar numi altfel. Nu poți să dai numai vorbăraie într-una. Da, uite, când intrați cu domnul din Germania și cu băiatul în Anglia, nu e nicio problemă. Publicitatea durează un minut, două, după care ai venit. Bine, că sunt oameni totuși care... intră pe fir din alte țări. Da, o facem din respect pentru ei. Sigur, e o excepție. De altfel, menirea unui radio este să dea și muzică. Unii ascultă Sport Total FM pentru muzică. Nu. Hai, să fii serios. Cum să nu? Și foarte mulți ne-au și spus. Le place. Playlist-ul altora nu le place. E mai departe. Așa e la radio. Da? Ok. Ideea este că eu vreau să vă aud pe voi, nu muzică. Muzică, dacă vreau, am și pe calculator și pe net, cu orice. Nu suntem de acord. Stați acolo la... la butoane. Nu suntem de acord cu punctul ăsta de vedere. Radioul de-aia s-a inventat pentru muzică. Păi ce? Cum adică? Să vorbim tot timpul? Nu se poate. Nu tot timpul, mai luăm și câte o pauză, da. Adică ați vrea să... multă pauză. Ați vrea să și muncim pentru bani, dar unde vă credeți? Suntem în România, da. Ce Dumnezeu. Interesant, ok. Bine, de asta v-am deranjat. Păi chiar ne-ați deranjat cu chestia asta. Ne-ați stricat tot. Mai și muncit ce e. Da. Da, lăsați, că acum avem mai puțină muzică decât altă dată. Ce pauze aveam. Acum câțiva ani. Că n-am auzit Leru. Nu, lăsați, Leru la alte posturi de radio. La noi Hrușcă n-are ce căuta, da? Da, era o glumă, evident. Ok, mulțumim. Adică nu mulțumim, că n-avem de ce. Pauză. Uite că unii și aduc aminte de pildă Eddie. Pe vremea lui Dan Cucu,
Eddie sau Eddie? Eddie. Eddie e cu fotbalul. Eddie parcă a primit un noi antrenor pe la o echipă din Liga 1. Parcă așa știam. Așa. Lumea... Nu mai e. Nu mai e. Hai, las că se ocupă tăticul. Îi plângem de mila lui Eddie. Oricum mi-a plăcut de băiat atunci când l-a atacat pe meme. Și pe bună dreptate, și măcar are un pic de cohones. Pe vremea lui Dan Cucu, emisiunea era de la 12 la 15, de la 12 la 15 și pauzele erau de 25-35 de minute, într-adevăr. Așa că să nu ne mai scoateți ochii, oricum suntem mai harnici decât eram înainte. Ia să vedem noi, că tot vorbeam despre media și despre tembeliziuni, care sunt cele mai vizionate, cele mai vizibile personaje pe micile ecrane. Dintre oamenii politici. Nu numai. Dintre oamenii politici, jurnaliști. Aha. Monica Tatoiu nu mai ocupă locul întâi în acest clasament. Alina Gorghiu, Andreea Pora, Ecaterina Andronescu, Lavinia Șandru și Sandra Pralong. Asta chiar că nu știu. Nu știu cine aia e Sandra. Aia care e venit în țară, e mărita, a fost măritată cu un elvețian, în fine. Aha. Tot în politică și ea. Mă nu cunoaște lumea, că ea... Numele e Sandra Pralong, dar în buletinele de vot, că nu știu, a candidat și ea pe undeva. A figura cu numele ălalt. Mai e trecut acolo un nume, mai cheamă... Budiș. Așa. Aha. Figura așa. La televizor apărea Sandra Pralong și acolo apărea Sandra Budiș. Nici nu știa despre eu cine. Eu n-am văzut-o și vorba aceea, am tot butonat, am de la toate posturile. Apare, pe la B1 cel puțin era, destul de des. Da, păi dacă s-o duce la ea la prânz, se duce degeaba. Ele sunt ocupantele... locului întâi. Practic au cam același procentaj. Fiecare a avut cel puțin 10 prezențe pe săptămână la televiziunile de știri. Deci clasamentul Monica Tatoi este abia pe locul 6, fraților. Madame Vrânceanu Firea pe un onorant loc 8. Păi să spun de ce. Asta a fost Monica Tatoi pe primul loc multă vreme și probabil că din considerente de ordin femeiesc, până la urmă, a ieșit din topul ăsta. Pur și simplu a părăsit. Ea a părăsit topul, nu topul. Așa, a părăsit-o pe ea. Știi cum e femeia? La un moment dat s-a întâmplat ceva. Nimeni nu și-a explicat. Unii ziceau probleme de sănătate, alții nu mai lasă soțul, ce soț. Alții că avea de mers nu știu pe unde, că se ducea în Martinica sau stătea la cratiță, tot avea ceva de făcut. A fost epuizată psihic, se pare, la un moment dat, Monica Tatoiu. Dar sigur, nu este exclusă o revenire a ei, pentru că atâta timp cât te tot duci la televiziune, după aia, ăia te tot invită. Când invențiile sunt puține, cei se învârte cam aceeași lume. Ia să vedem și clasamentul ATP, adică la categoria băieți. Pe locul tăi, Mugur Ciuvică, președintele asociației Grupul de Investigații Politice. Aia ce bine o duc unii cu ONG-urile astea. Mugur Ciuvică, pe 2 Bogdan Chireac, pe 3 Marius Pieleanu, sociolog. O fi, nu contrazic, dar nici pe ăsta nu prea l-am văzut. Alecu Racovicianu, Daniel Barbu, nu știu cine e, Victor Ciorbea. Ciorbică pe locul 6, a revenit așa în forță? Incredibil. Ilie Șerbănescu, Radu F. Alexandru, Emil Curezeanu. Mai da, Curezeanu are statut practic de invitat permanent acolo la Realitate. Nu era depus în clasament. Și Vlad Nistor. Da, ia uite, și clasamentul pe televiziuni. La Antena 3, Mugur Ciuvică este împărat. Asta ca să știți cine face regulile jocului acolo. La B1, Sabin Orcan, cică apare cel mai des. La Digi24, Curezeanu. A trecut la Digi? Da, el face parte din post. Aha, eu știam că e la Realitate, a da, rămas în urmă. E și la Digi, nu, e și la Realitate. Da? Sau nu? Mă greșesc, la Realitatea nu mai e, că a plecat cu echipa lui Tatulice la Mani.ro. Aha, păi da, dar la Mani.ro, ci că avocatul Gheorghe Piperea, păi e da, acolo nu mai apare probabil așa de des, dar cam sucit-o spre Digi până la urmă. Dar mai rămâne și acolo, accesorial, îl găsești și la Mani.ro, aia nefiind televiziuni, nici măcar n-au frecvența lor. E emit pe frecvența giga. Bă, da, au... Așa că ce vrei. Văd că au timp liber oamenii ăștia, sau ori fi plătit. Bă, nu că unii dintre ei sunt plătiți, totuși. La Realitate, Alecu Racovicianu e pe primul loc, urmat de Lavinia Șandru. La RTV, Marius Pieleanu.
Bă, așa o fi, dacă ziceți voi. Zilele cu cel mai mare număr de invitați în studio au fost 6 și 15 noiembrie. Practic, pe 6 și pe 15 noiembrie au fost numai invitați, nici moderatorii nu s-au mai văzut din cauza lor. 86 de invitați în studiourile de televiziune pe 6 noiembrie. Așa se fac, bă. Așa sunt televiziunile de știri la noi. Dă-i cu invitați. Da, au înțeles, bă, fraierii, nici acum, că nu invitații sunt importanți, tăticule. Dacă ai un moderator bun, te-ai scos. Și un producător pe măsură, la televiziune de știri ai nevoie. Invitații sunt apă de ploaie. Și așa e aproape imposibil să-i urmărești, pentru că vorbesc unii peste ceilalți. Niciodată n-au răbdare, nu lasă pe antevorbitor să termine, să-și termine. Îi mănâncă direct, din cuvinte, din litere, practic. Îi mai apucă la să pronunțe un cuvânt întreg. Așa că nu te scoți cu ei, dar dacă asta e moda, n-avem ce să facem. Da, e util să ai un invitat, da, să fie important, să păi așa, să spună. Nu s-a dus 10 în studio, mă, că să n-ai... fie la momentul potrivit, în zilele în care, într-adevăr, sunt lucruri foarte grele. Sigur că e bine să le comenteze cineva, pentru că moderatorul trebuie să fie teoretic imparțial. Că el, dacă are o emisiune pe care o prezintă la un post dintre ăsta, să spunem, neutru, echidistant cât de cât, atunci are nevoie de cineva lângă el. Dar pentru asta trebuie să se întâmple ceva, că altfel așa s-a dus 5 oameni în studio, dacă nu s-a întâmplat nimic, nu e obositor pentru om. Omul să se uită că el nu știe regulile astea. La noi nu există o disciplină, practic, pe nicăieri, să știi. Să fie ceartă, să se ia la bătaie între ei, asta aduce întotdeauna audiență emisiunii. Vreau să vă spun că între timp Coreea de Nord a lansat un satelit pe orbită, nu știu dacă e primul. Ei spun că un satelit care e dotat cu echipament pentru cercetare și studiu științific, aiurea, satelit militar, vă dați seama. Adică un satelit spion. Un fel de polimeri. Da. Au trimis polimeri în spațiu, bă, era și timpul. Adică, rabdă de foame nordcoreenii de 60 de ani. Meritau și ei să aibă un satelit. Nu ține de foame, dar ce contează? Obrazul. Nu, da, ține de statut. Da. Au un statut, măcar, coreenii. Obrazul subțire cu stomacul gol să ține. Mamă, ce acolo. A, să mai vorbim noi prin Europa, mai mănâncă maro unii politicieni pe aici, prin Europa Centrală. Dacă erai nord-corean, să știi că viața era mult mai simplă. Aveai două opțiuni decisive în viață, pe care la un moment dat trebuia să le aplici, fie pe una, fie pe cealaltă. Îți puteau aplica și amândouă, dacă aveai ghinion. Adică, unu, să fugi în Coreea de Sud, doi, să fii împușcat. Da, adică, sau să mori, să te spânzuri, nu știu, și coreenii de nord au posibilitatea să se spânzure. Viața s-a terminat, deci nu mai ești nord-corean după ce te-ai spânzurat, e ok. Dar ai aceste două posibilități. Fugi în Coreea de Sud sau nu. În rest, într-adevăr, nu mai ai nimic de făcut. Da, sunt șanse mai mari să te împuște. Totuși, puțin reușesc să treacă ză graniță. Da, faci ce faci, ai marea aia lângă tine, e totuși acolo. Știi că-s fraieri care fug, trec granița la chinezi, nici acum s-au învățat minte. Ia, bineînțeles că îi prind și îi predau. Da, China este aliatul. În China doar poți să fugi în munți. Asta e singura scăpare. Să te duci în munți, în China, și ce știu, să te refugiezi după aia prin vreun sat dintre ăla de 1 milion de locuitori și să stai acolo, să mănânci orez dintr-un blid toată ziua, poate te adăpostește vreo familie. Sunt convins că au fost și dintre ăștia. Dacă te prind autoritățile chineze, sigur că te trimit înapoi, dar poate găsești un milostiv de ăsta sau vreun bețiv în vreun sat dintre ăla și te ține ăla. Tot e ceva. În China e altă viață, oricum. Da, bineînțeles. Nu se compară cu... Și China are zone unde nu e nici dracu. Adică, stai liniștit. În China e capitalist, fraților. Că... Cea mai mare parte, da. Partidul la conducere e altă treabă, dar măcar din punctul ăsta de vedere stau bine. Bine, ajungi în Shanghai, e ca și cum ai ajuns la Seul. Adică nu e nicio diferență. Trebuie să mai dezvoltați. Da. Shanghai e peste Seul acum. Sau la Hong Kong. Deci dacă reușești să te duci în noi, asta ține tot de China, Hong Kong s-a întors la China, da. Nu mai e nicio problemă. Deci are și China părțile ei bune, sigur, Beijing nu e chiar așa. Beijing are zone dintre astea, povesteam ironică când a fost la
olimpiadă, cum era pe acolo. A tot felul de controle dintr-astea, de... Nu era foarte liniștit așa, deși ei aveau viză, erau jurnaliști, riscurile erau minime. Dar în orice caz, nu... Da, presupun că nu e așa de rău, adică nu se ține securistul după tine. Nu cum... se ține, dar în orice caz e o atmosferă de aia apăsătoare, așa, cu oameni încolonați, adică vedeai chestii de genul ăsta, de tipul... Pe când în Shanghai, Shanghaiul este Statele Unite, tată. Acolo, da, într-adevăr, e o libertate colosală. Da, nu mai avem cine știe ce timp până la ora fixată, așa că nu o să-l luăm în direct pe Emil Curezeanu, așa cum intenționam. Dacă e atât de solicitat, ar trebui să-l băgăm și noi în seamă. Dar să rămânem totuși cu ideea asta, cu schimbările astea în media care ne așteaptă pentru 2013. E bine să ai și în 2013 ceva de discutat. Da? Două echipe în 16-imile Europa League și acolo scandal. Am povestit zilele trecute că Pro a pierdut practic prima opțiune. Va fi interesant. Deci, la cum merg lucrurile, greii de la Pro vor fi deja la Digi când se vor da meciurile astea. Sau nu vor fi încă, dacă tranzacția se perfectează martie, dar în orice caz nici mult nu vor mai avea, că Steaua și cu CFR vor juca în februarie, în 16-imi. Tragerea la sorți trebuie să fie undeva acum, la sfârșitul anului. Că nu mă înșel, nu. Pe 20, de tipul ăsta, e posibil ca la sfârșitul săptămânii viitoare, știu că așa se obișnuiește. Ele au loc înainte de sărbători, ca lumea să-și poată planifica din timp toată tărășenia asta. Și e de urmărit, într-adevăr, cum vor evolua lucrurile. Astăzi am văzut tot la Copaia o știre, cum că Discovery Networks are 20% din Eurosport. Sau se pregătește să cumpere, dar nu din Eurosportul România, din Eurosportul francez, Eurosportul, canalul mamă, și că grupul TF1 care deține Eurosport ar fi vândut lui Discovery 20% pe suma de 14 milioane de euro sau așa ceva, deci nu foarte mult, cu posibilitatea ca Discovery, nu știu până la ce dată, să achiziționeze 49% din Eurosport. Are prima opțiune să facă chestia asta, iarăși contra unei sume astea uriașe de bani. Și am mai cumpărat, am înțeles, tot de la TF1 Discovery, la alte canale pe care le deține TF1, canale documentare, TF1 fiind tot așa un holding dintre ăsta foarte mare, ai multe televiziuni, și a vândut la Discovery procente însemnate din toată, deci un mastodont, într-adevăr, și ăsta care, în ciuda crizei prin care trece în România, în momentul de față, o criză la care nu s-a aștepta, a luat într-adevăr o pleașcă uriașă. Din sursele noastre, Discovery câștiga de la RCS 15 milioane de dolari de an. Deci asta este suma pe care ei o luau, de-aia sunt așa de nebunițe, nu-i chiar așa puțin. Deci ei au dat către TF1 14 milioane de euro ca să cumpere 20% din Eurosport. Nu e o sumă mare, încă o dată spun. Dar este o sumă aproape echivalentă cu cea pe care o pierdeau într-un an de abonamente din România. Doar de la RCS, atenție! Ei au rămas pe celelalte rețele. Rom Telecom, pe UPC sunt prezenți. Și pe alți cablici mai mici. Deci e o miză și aici, o bătălie. Sigur că Discovery, canalul mamă, are bănuți. Pentru ei nu e asta o problemă, dar oricum, se va simți. Deci în 3 ani de zile de neprezență pe RCS, sunt 45 de milioane de dolari pierduți. Dar banii ăștia, să știi că și eu procedam la fel, când făceam canalul meu. Nu m-am gândit că e o sumă așa mare. Dar tu ce crezi că au renunțat aia? Altfel nu renunțau, toate plăteau. E cam mult, tăticule, nu poți să cer chiar. Ești canal de documentare. Ceilalți plătesc, adică îți dai seama totuși cât scot cabliștii. Dacă ei pot să plătească asemenea sume unor documentare care, într-adevăr, n-au mare rating, nu sunt nici în maschere, ești obligat să le dai. Da? Adică, cheltuiești, dar să știi că sumele sunt echivalente și pentru Eurosport. Dar nu crezi că un pic mai puțin, Discovery să știa că era cel mai scump. Dar și ca să transmiți Eurosportul, ai de plătit pe an tot cam sume de genul ăsta. Dai 10-12 milioane de dolari fără probleme, tu ca și cablist pe an ca să retransmiți ambele canale Eurosport.
Nu sunt niște sume chiar așa de ușor de dat din buzunar. Bă, hai că nu-i nicio problemă, plânge telespectatorul, trebuie să-i dă. Bă, în momentul în care ai de dat asemenea sumă, sigur că te gândești de două ori să o dai. Și-au tot reînnoit ăia contractul, că până acum n-au existat alternative. Și cabliștii, dacă nu erau foarte dezvoltați, nu-și permiteau să riște, să nu dea. Nu-și permiteau, pentru că ziceau, bă, tată, nu am nici documentare, păi ce? În momentul în care, sigur, îți dezvolți tu conținutul tău propriu, atunci poți să pui condiții. E, da, mai ales că te duci la târg, nu mai știu unde să ține, prin Spania, prin Portugalia, te duci tu odată, eu cred că trebuie să te duci odată pe an, da? Hai să zicem, dai 50.000 și cumperi 3 geamantane. Pline, cu DVD-uri, documentare. Da, bineînțeles. Deci să dai 15 milioane, da. Doar ca să le plătești stora Brenda. E cam mult. E adevărat, cabliștii câștigă. Dar trebuie să te orientezi și tu, că uite, ai cerut sume mari și începi să-ți pierzi clienții. Hai, să nu ne plângem de mâna de milă celor de la Discovery, că sunt un mamut totuși pe piață. Revenim. E greu în România, fraților, cu schimbarea șefilor. Practic, în țara asta, oricine ajunge la un moment dat să poarte povara, cum se spune, unei funcții de răspundere, nu se mai poate dezlipi de scaunul respectiv. Chiar și atunci când pierd, șefii de prin România găsesc tot felul de justificări și argumente. Sigur, în relația cu subordonații nu o fac niciodată. Dar când e vorba să justifice propriile greșeli, nu e absolut nicio problemă. Întotdeauna găsesc motive să rămână în funcție. Vedeți, și în politică, PDL-ul de pierdă a pierdut, cum era și de așteptat, firește, alegerile. Dar, atenție, cei care conduc, au condus partidul în ultimele luni, nu se simt vinovați în niciun fel și nu vor să-și dea demisia. Înțeleg că situația asta se reflectă și în sport, de la nivelul cel mai înalt, adică șefii PRF și LPF, până la asociațiile județene. Să dăm un exemplu, de pildă, l-avem la telefon pe colegul nostru Ionuț Luțan, care tocmai știe ce s-a întâmplat pe la Asociația Județeană de Fotbal Prahova, unde s-a ținut o adunare generală. S-a discutat despre un nou statut, din câte înțeleg, s-au ajustat și condițiile care trebuie îndeplinite de candidații la șefia forului. Dacă n-a venit vorba despre alegerea unui nou președinte, procesul s-a cam blocat. Să trăiți! Bună seara, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, am participat astăzi la adunarea generală a Asociației Județene de Fotbal Prahova, o întâlnire în cadrul care trebuia să se analizeze sau chiar să se treacă la fapte și pentru alegerea sau realegerea președintelui acestui for. Controversele au plecat de la faptul că în anunțul publicat pentru adunarea generală din acest an, anunț intercalat undeva într-un ziar local la rubrica DCF, dacă nu mă înșel foarte bine, se preciza clar că se vor face alegeri pentru postul de președinte cu 6 luni mai devreme decât era termenul stabilit. Datorită reacției puternice de pe plan local, s-a revenit asupra acestei decizii, iar astăzi, în cadrul adunării generale a Asociației Județene de Fotbal Prahova, s-au dezbătut punctual câteva probleme legate de acest statut. Era vorba, în cadrul acestui program, de faptul că un candidat pentru șefia AJF Prahova ar fi trebuit să aibă un mandat de 4 ani neîntrerupt la timona unei asociații județene de fotbal sau undeva la o comisie abilitată a Federației Române de Fotbal sau a Ligii Profesioniste de Fotbal, lucru neregăsit, din păcate, în alte statute ale asociațiilor județene de fotbal. S-a precizat că statutul care funcționează acum, pe care funcționează AJF Prahova, ar fi fost avizat favorabil de către Federația Română de Fotbal, lucru contrazis însă într-o discuție telefonică avută cu Octavian Goga, vicepreședinte al FRF și tocmai cel delegat să asigure buna funcționare în mersul normal al colaborării dintre Forul Suprem al Fotbalului nostru și Asociații de Județene de Fotbal. Până la urmă, astăzi au fost ceva obiecții, nu foarte multe, dar la obiect, astfel încât statutul a fost un pic ajustat,
pentru alegerile care vor avea loc în vara viitoare, putând candida orice persoană care a avut o funcție de conducere, dar nu un mandat în ultimii ani, într-unul din organismele importante ale fotbalului nostru, și mă refer aici la FRF, LPF sau chiar AJF. Da, am înțeles că cineva a și luat cuvântul și a făcut o observație de bun simț, că e mai ușor să devii, să iei locul lui Mircea Sandu la cârma federației decât să te alegi la... Care au destule nemulțumiri, iar eu aici pe plan local știu foarte bine acest lucru, dar încă multor reprezentanți ai cluburilor le este teamă să spună lucrurilor pe nume. Sistemul încă funcționează foarte bine, dar astăzi o luare de cuvânt la obiect și bine, bine documentat a avut președintele Fortunei Brazi, domnul Virgil Munteanu, care și-a atras și câțiva aliați, nu foarte mulți, dar la fel de puternici cu voci, la fel de impunătoare, s-a reușit astfel ca în acest statut al AJF Prahova să se schimbe acel articol în care se preciza că nu poate candida la șefia forului prahovean decât cei care au îndeplinit un mandat de 4 ani. Acum, oricine a avut o funcție în cadrul AJF, FRF sau LPF, dar care se adune 4 ani de cursul ultimilor ani, poate candida în vară la acest post de președinte al AJF Prahova. Am văzut destui oameni nemulțumiți care au plecat imediat după luarea de cuvânt a președintului AJF Prahova, semn că lucrurile nu mai sunt așa cum erau până acum în cadrul acestui organism. Am înțeles. S-a lăsat cu scandal sau după luarea asta de cuvânt n-au fost reacții? Scandal nu, dar faptul că destui oameni au plecat după luarea de cuvânt a președintelui AJF Prahova, domnul Silviu Grângașu, cred că a lăsat un mesaj clar pentru cei rămași că lucrurile nu mai sunt așa cum erau odinioară și că poate cei care vor candida în vară la această funcție pe care Silviu Grângașu o deține de 8 ani au șanse importante de a schimba ceva în mersul în bine al fotbalului prahovean. Un fotbal care, spun, a avut destule rezultate bune în ultimii ani, dar în cadrul căruia s-au adunat destule neajunsuri și controverse în ultimul timp. Dar să încercăm înainte de pauză să tragem o concluzie. Care va să zică? În momentul de față, AJF Prahova are președinte? În acest moment are președinte Silviu Grângașu, cel care, într-o primă fază, încerca să devanseze cu 6 luni alegerile pentru un viitor nou mandat, în ideea spusă de contracandidații dumnealui, ca aceștia din urmă să nu aibă timp să îndeplinească condițiile necesare pentru a-și depune dosarul complet în dorința de a participa la aceste alegeri. Până la urmă s-a ajuns ca data alegerilor să fie vara viitoare, astfel încât este timp suficient pentru cei care doresc să încerce să obțină această funcție și nu sunt deloc puțini, iar cei care sunt implicați au argumente solide pentru a aspira la această funcție, să încerce să preia conducerea Asociației Județene de Fotbal Prahova. Da, să nu se întâmple cum s-a mai întâmplat pe la Federația Română de Fotbal. Mircea Sandu a mai avut contracandidați de-a lungul timpului, dar în cele din urmă tot el a ieșit, tot el a avut câștig. Aș vrea să vă spun că, din ce se știe în acest moment, o echipă extrem de puternică constituită din George Andrei, un fost cunoscut arbitru care a funcționat și care încă funcționează ca observator în cadrul Federației Române de Fotbal, în echipă, vă spuneam, cu Cristian Nica, unul dintre cei mai apreciați asistenții din lotul de arbitri, un cunoscut cavaler al fluierului, apreciat mult și peste hotare. Deci cei doi sunt cei care vor încerca la alegerile din vara viitoare să schimbe actuala ordine de la AJF Prahova. Argumentele ultimilor sunt puternice, un program bine documentat, dar pe care vom avea timp să-l prezentăm până la data acestor alegeri. Am înțeles. Din păcate, timpul ne permite să mai dezvoltăm subiectul, trebuie să luăm pauză. Mulțumim colegului nostru Ionuț Luțan. Ați auzit cum se lucrează prin fotbalul românesc. Exemplul ăsta este foarte bun în cazul în care cineva se întreabă cum funcționează lucrurile în culisele Federației Române de Fotbal. Așa se întâmplă și acolo, la vârf. Uneori, rare ori, ce-i drept, mai sunt voci care se ridică împotriva lui Mircea Sandu sau a lui Adalbert Cașa, în mâna lui dreaptă ori stângă. Tot aia e, dar în cele din urmă tot bossul câștigă. Să trecem la categoria grea și să vorbim despre campionatele în care se joacă fotbal.
Și din fericire se joacă și în perioada asta. Ei n-au vacanțe cum are, cum o să aibă probabil fotbalul românesc. Sigur, Dumitru Dragomir a spus nu, că nu o să așteptăm chiar până în aprilie mai. Dar parcă văd că după gerul și viscolul din iarna asta o să urmeze dezghețul, adică urmează inundațiile și vor găsi motiv să amâne până prin aprilie campionatul. Hai, pagubă în ciuperci. Și așa nu prea avem despre ce vorbi. Că mă gândesc la meciurile de primă ligă. A devenit mai interesantă divizia B, de pildă. Ligile inferioare sunt mai interesante, chiar dacă acolo sunt echipe care dispar peste noapte din lipsă de fonduri. Dar parcă se joacă așa un pic mai cu viață. Liga 1, nimic. Te uiți la meciuri. M-am mai uitat și eu pe la Pandurii, mult lăudata echipă Pandurii Târgu Jiu cu Gloria Bistrița, să zicem. Da, dau un exemplu, oarecare. Domne, te ia somnul. Nu se întâmplă asta în Germania și Anglia. Mă bucur că îi avem din nou alături de noi pe colegii noștri Georg Lorenz și Călin Mateș. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Ce evenimente ne așteaptă în acest weekend în fotbalul din Germania și Anglia? Aici topește zăpada. Aici încă nici n-a venit, n-avem încă parte. Dar asta n-are nicio importanță, pentru că terenurile sunt în regulă, s-a jucat și în zilele cu nisoare, nu este nicio problemă. Sunt câteva amânări prin Liga Regională și în Liga a treia, dar primele două ligi joacă meciurile potrivit programului. Să respectăm, Andy, puțin promisiunea făcută mai de mult ascultătorilor noștri și să spunem în prealabil două, trei vorbe despre Liga a doua, care își dispută a doua etapă a returului. Vom avea trei meciuri astăzi seară de la ora 19 și le recomand celor care au posibilitatea să le urmărească neapărat, pentru că sunt într-adevăr meciuri interesante. Kaiserslautern întâlnește acasă Allen. Kaiserslautern trece printr-o perioadă dificilă, a pierdut mai multe puncte în ultima vreme și astăzi are șansa de a-și consolida locul al treilea, dar numai printr-o victorie, pentru că în urma ei, la numai 3 puncte, se află Energie Cottbus, echipă care se deplasează la Aue și în caz de victorie, Cottbus ar egala Kaiserslautern în fruntea clasamentului. Dar meciul și mai interesant, cel puțin din punctul meu de vedere, este Sandhausen-Köln. Sandhausen este o echipă pe locul 17, Köln este pe locul 9, dar dacă câștigă astăzi, face 28 de puncte și ar putea urca până pe locul 5 în clasament, ceea ce ar fi fantastic pentru formația din Köln, care, după cum știm, a retrogradat în sezonul trecut și a trecut printr-o perioadă extrem de grea la acest impact cu Liga a doua, pierzând succesiv o seamă de puncte importante în debutul campionatului, dar care se pare că între timp și-a regăsit cadența și este capabilă să lupte din nou pentru promovare. Dar să luăm pe îndelete cu prima ligă, pentru că și acolo avem astăzi un meci, și anume Bayern Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach. Cred că și ție și ascultătorilor un asemenea meci spune deja câte ceva. Da, aici ca să nu existe confuzii, sunt trei meciuri în această seară în Zweite Bundesliga și unul în Erste Bundesliga. Da. Să înțeleagă ascultătorii exact despre ce este vorba. Am meciul din seara asta, ne mai are rost să ne întrebăm cine va fi învingătoarea. Știu eu, este totuși un meci interesant care promite mult, să spunem că este la a 89-a ediție, deci vă dați seama, din 100 de întâlniri posibile în Liga 1, noi așa avem 50 de ediții de Bundesliga, este meciul cu numărul 89. Sigur, bilanțul, ca de altfel în toate confruntările din Bundesliga, este net favorabil lui Bayern, 42 de victorii față de 26 egalități și 20 de înfrângeri. Trebuie spus însă că această echipă din Gladbach nu trebuie niciun moment luată așa cu ușurință. Pentru că în campionatul trecut, alături de Dortmund, Gladbach este singura echipă care a reușit să câștige ambele meciuri cu Bayern München și să facă cele 6 puncte cu victorii 1-0 și 3-1. Ceea ce este deja pentru mine și cred că și pentru echipa din München un semn de avertizare. Sigur că dacă ne uităm puțin în urmă în tradiția celor două echipe, merită să spunem și despre aceasta câteva lucruri. Bayern, 22 de titluri de campioană, 15 victorii în Cupa Germaniei,
antrenori celebri ca Zebeț, Latek, Trapattoni, Heynckes, jucători care, mă rog, au scris istoria fotbalului german, Sepp Maier, Gerd Müller, Augenthal, Schwarzenbeck, Breitner, Beckenbauer, frații Hoeneß, frații Rummenigge, Effenberg, Oli Kahn, Lothar Matthäus, așa, nume absolut legendare. Mönchengladbach este și ea una dintre reprezentantele de frunte ale fotbalului german. Să ne gândim că în decenul al 8-lea al secolului trecut, această echipă a cucerit 5 titluri în 70, 71, 75, 76, 77 și de 3 ori cupa. Această echipă a avut în rândul ei jucători ca Bertie Fox, Jupp Heynckes, Allan Simonsen, Clef Bonhof, Stilike, iar antrenorii au fost printre alții Udo Lattek, Weisweiler și Jupp Heynckes. Adică și Mönchengladbach, chiar dacă nu are rezultatele lui Bayern München, este totuși o echipă de prim rang, în care a dus și peste hotare renumele fotbalului german. Trecând însă la actualitate, trebuie spus că, sigur, Bayern este favorit acestei întâlniri. Echipa vrea să se despartă de suporteri până la 18 ianuarie, când se va relua campionatul, cu o victorie, să-și consolideze primul loc la o diferență apreciabilă. Acum ea conduce cu 11 puncte, poate să fie și mai multe aceste puncte, așadar sunt convins că Bayern München va pune totul în această întâlnire, chiar dacă se anunță și unele indisponibilități, este accidentat ușor Martinez, s-ar putea să fie înlocuit cu Timoșciuc, în apărarea imediată lipsește Batstuber, dar va juca în locul lui Boateng, în rest un singur accidentat mai serios, prietenul nostru comun Arjen Robben, despre care se spune însă că va reintra săptămâna viitoare în meciul din Cupa Germaniei. Ba, nu cred că e o pierdere așa de mare pentru Bayern. Te-am și spus prietenul nostru comun. Da. Oricum, eu vreau să atrag atenția lui Gheorghe că este inadmisibil faptul că a prezentat Borussia Mönchengladbach fără să menționeze că de fapt este fosta echipa lui Ionuț Lupescu. Atâta tot. Așa? Nu, da, asta. De aici pleci, spunând că Gladbach este orice, dar în primul rând fosta echipa lui Ionuț Lupescu. Eu te contrazic, fosta echipa lui Ionuț Lupescu este în primul rând Bayer Leverkusen. Așa acolo e, a fost doi ani în schimb și la Gladbach. Da, însă acolo a cunoscut el într-adevăr succesele și trebuie să spun că Lupescu a fost la timpul respectiv stâlpul apărării acestei echipe și imediat după ce el a plecat acest lucru s-a resimțit pentru că o bună vreme Leverkusen n-a reușit să-și consolideze apărarea. Lupescu într-adevăr a fost un jucător de prim rang, un băiat serios care, mă rog, a onorat locul în echipa de la Leverkusen. Sigur, a jucat și la Mönchengladbach, să spunem ceea ce... Da, și vreau să spun că a dat mai multe goluri la Gladbach decât la Leverkusen în 6 ani. A dat numai 3 goluri la Leverkusen, iar în 2 ani la Gladbach a dat 7 goluri. Bine, dar nu era sarcina lui principal să dea goluri, ci să le împiedice. Că s-a lipit acolo la gol, da. Are dreptate, Gheorghe, spre deosebire de alți futboliști, să nu le dăm numele, măcar Ionuț Lupescu ne-a făcut de râs atunci când a evoluat în teren. Când s-a făcut el de râs după aceea, candidând împotriva lui Mircea Sandu, pe care l-a făcut cu ou și cu oțet în campanie, după care s-au împietenit aia, e cu totul și cu totul altceva. Da, și să vă mai spun o chestiune despre Lupescu, un coleg de-al nostru l-a tras de limbă și l-a vizitat pe Ionuț Lupescu la birou, mi se pare, cu nu mai știu ce ocazie, și a văzut, bineînțeles, un poster cu Bayer Leverkusen și cu el în tricou celor de la Leverkusen și l-a întrebat: da, tu chiar ții cu Leverkusen, că ai mai jucat și la Gladbach? Țin cu Borussia Dortmund, dar lăsați să nu se știe. Da, e foarte tare asta, adică să joci la Leverkusen, să ții cu Borussia Dortmund. 2 secunde ne întrerupem, domnilor, revenim imediat. Ne întoarcem cu Erste Bundesliga, pentru că știu că Gheorghe Lorenz, colegul nostru din Germania, este ocupat un picuț mai târziu și nu mai putem profita de prezența lui foarte multă vreme. Avem în etapa asta și VfL Wolfsburg cu Eintracht Frankfurt. N-am luat meciurile chiar în ordine, dar te întreb despre Eintracht Frankfurt. Nu e nicio problemă. 20 de meciuri au jucat până acum cele două echipe. Stupoare, Frankfurt nu a câștigat niciodată încă la Wolfsburg. Este surprinzător, doar 4 egalități a reușit pe terenul echipei gazdă. Cu atât mai mult este
surprinzătoare declarația antrenorului lui Frankfurt Anive, mergem la Wolfsburg să câștigăm. Odată trebuie să spargem gheața. Trebuie să-i dăm dreptate. Sigur că nu o să te duci la Wolfsburg, mai ales în poziția pe care e în clasament și pe care are Wolfsburg la rândul ei, ca să pierzi. Te duci să câștigi acolo, să sperăm că acest lucru se va petrece. Astăzi, mâine avem de altfel 6 meciuri, unul dintre ele este acest Wolfsburg-Frankfurt. Interesant mi se pare și Leverkusen-Hamburg, chiar și numai pentru faptul că în ultimele 7 jocuri pe care le-a jucat acasă Leverkusen cu Hamburg, a câștigat un singur meci. Sau s-a terminat la egalitate, sau a câștigat Hamburgul. Trebuie spus că aceasta este statistica. În acest campionat, la ora actuală, Bayern se află pe locul al doilea cu 30 de puncte și de 10 etape, Bayer Leverkusen este neînvinsă, este într-o formă bună și eu cred că cu toată capacitatea echipei din Hamburg de a juca bine în deplasare, totuși prima șansă are Leverkusen. Apropo, Hamburg are o situație specială. S-a dat publicități acum cu puține zile înainte de bilanțul de fine de an că echipa, datorită unor transferuri și special pentru că l-au adus pe Rafael van der Vaart, a ajuns în zona cifrelor roșii în ce privește bilanțul financiar. Echipa are 6,5 milioane euro datorii, ceea ce înseamnă că în perioada de iarnă ea va renunța la 4-5 jucători, Ilicevic, Berg, sunt mai multe nume acolo, jucători pe care dorește să-i transfere ca să umple acest gol financiar. Mi se pare totuși pozitiv, sigur un gol în finanțe nu este niciodată de lăudat, dar mi se pare totuși pozitiv că Hamburg nu așteaptă niciun fel de amenințări sau avertizări din partea ligii de fotbal, nici din partea fiscului, ci este decis să acționeze imediat ca să realizeze un plus la venituri și să scape de aceste datorii, ceea ce este de altfel pe linia pe care Federația și Liga de Fotbal au impus-o. Leverkusen în Hamburg ar fi derbiul etapei, nu? Da, putem să spunem că este derbiul etapei, deși mai este și un alt meci foarte interesant duminică, eu zic derbiul etapei, Hoffenheim-Dortmund. Eu mă uitam pe clasament. Da, este derbiul etapei, așa da. Este. Hoffenheim, din păcate, așa cum știm de la tine și cum vedem și în clasament, da, s-a cam stins așa. Am zis acest lucru pentru că după meciul pe care l-a pierdut în etapa anterioară, cineva spunea, un crainic spunea, repară Hoffenheim săptămâna viitoare, au un meci ușor acasă cu Dortmund. Da, bun asta, foarte ușor meciul, săracii. Mai ales că Dortmund, după pleașca aia cu Wolfsburg, cu greșeala de arbitraj despre care noi am mai discutat, este foc și pare. Și cu siguranță vor face acasă vor face la Hoffenheim totul pentru a recupera punctele pe care le-au pierdut pe teren propriu. Așadar, mai departe, mai în Stuttgart, trebuie spus că echipele au un bilanț destul de asemănător, favorabil totuși lui Stuttgart, sunt trebuie spus că Mainz nu a mai pierdut acasă în fața Schwabilor de 7 ani, ceea ce înseamnă că echipa lui Bruno Labbadia nu va avea acolo misiune deloc ușoară. Un meci interesant la Fürth-Augsburg, dacă ne uităm la clasament, ultimele două clasate, Lanterna Roșie primește vice purtătoarea Lanternei Roșii, este un derby local, chiar dacă distanța dintre cele două orașe bavareze este de numai 150 de kilometri. Trebuie spus că ele nu s-au întâlnit niciodată în prima ligă, doar în Liga a doua și mai este este interesant acest meci prin prisma celor populației pe care o reprezintă. În Bayern, pe lângă bavarezi, există încă două minorități, să le spun așa, sunt francii care locuiesc în zona Fürth-Erlangen-Nürnberg și sunt șvabii care locuiesc în zona Augsburg. Așadar, francii primesc vizita șvabilor în mijlocul Bavariei. În sfârșit, sâmbătă mai are loc meciul Düsseldorf-Hannover. Ele, practic, nu au nicio istorie prezentă, să spunem, sau de mică distanță. Anii în care s-au întâlnit sunt prin 70, începutul anilor 80, sau una sau alta a lipsit din Bundesliga, așa că în ciuda faptului că cele două echipe sunt practic echipe vechi în prima ligă, au la activ doar 12 întâlniri
între ele, adică nu se poate spune prea mult. Hanover este, după părerea mea, favorită, dar Düsseldorf a arătat în ultimele etape o formă bună pe teren propriu, ceea ce va face un meci strașnic între ele. Schalke-Freiburg. Schalke are probleme. Are probleme pentru că există în cadrul echipei părerea că jucătorii nu se mai înțeleg cu antrenorul Huub Stevens și, după unii comentatori din presă, se poate crede că va fi un meci decisiv pentru antrenorul olandez, despre care unii afirmă că s-ar putea chiar în această vacanță de iarnă să-și a rămas bun de la echipa din Gelsenkirchen. Cum și jucători sunt care se pare că stau pe valizele pline, cum este acest Huntelaar, cum este Afelai, cum mai sunt și alții, se discute și despre Holby. În general, în cadrul echipei din Gelsenkirchen, la ora actuală se pare că este o atmosferă nu prea sănătoasă. Mi-aduc aminte că la unul din ultimele meciuri, scos de pe teren, Farfan a refuzat să plece în cabină, a trebuit să insiste Huub Stevens să facă acest lucru. Papadopoulos, ieșit din teren, a șutat cu piciorul într-o butelie cu apă care a trimis-o încolo spre masa oficialilor, adică mai multe gesturi din acestea care lasă să se creadă că autoritatea antrenorului este pe undeva îndinată și nu mai este perfect la conducerea echipei. Dar să vedem, vacanța de iarnă este foarte aproape, iar returul de asemenea numai 18 ianuarie, așa că în aceste puține săptămâni se mai poate întâmpla câte una și alta. Duminică sunt două meciuri, cum spuneam, Hoffenheim-Dortmund, doar 8 meciuri între cele două, nu-i așa? Hoffenheim este în prima ligă de 4 ani. Hoffenheim are 3 victorii la activ, 3 egalități și doar 2 înfrângeri. A pierdut un singur meci acasă, 1-2 în anul 2009, însă în sezonul trecut a reușit să bată Dortmund la Hoffenheim și a pierdut în deplasare. Sigur că starea celor două cluburi este diferită, ambele vin după înfrângeri, însă pozițiile din clasament sunt absolut de altă natură, așa că Hoffenheim luptă din răsputeri, poate reușește să părăsească acest loc 16 pe care se află, dar dacă ne uităm la clasament, diferența față de locul 15 unde se află Düsseldorf este deja de 6 puncte. În sfârșit, duminică seara, ultimul meci este Bremen-Nürnberg, de asemenea un meci cu tradiție, se află la ediția cu numărul 59. În sezonul trecut, Bremen a pierdut pe teren propriu cu 1-0, a făcut egal 1-1 în deplasare. În ultimile 6 meciuri, oaspeții, adică Nürnberg, a realizat în deplasare un singur punct, ceea ce arată că echipa este destul de vulnerabilă pe terenuri străine, de unde acord lui Bremen prima șansă, deși în ultimul meci disputat la Frankfurt și care, după cum se știe, a fost pierdut cu 4-1, apărare imediată a arătat și unele goluri. Sigur că avem această etapă de campionat interesantă, despre care vom putea să vorbim la începutul săptămânii viitoare, când vom putea prezenta și optimile Cupei Germaniei, care au loc marțea și miercurea viitoare, dar, cum spuneam, aceasta este o temă viitoare. Da, mulțumim frumos, Gheorghe, știu că ești ocupat în seara asta și nu am înțeles că nu mai poți să rămâi alături de noi. Mulțumim pentru lămuriri. Așadar, meciul etapei Bayer Leverkusen Hamburg, dar de urmărit și ce se întâmplă cu echipele de la vârf, Bayern, München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Schalke, ne-a explicat Gheorghe ce și cum. Să nu uităm, Bayern, Borussia Mönchengladbach este astăzi seară la ora 21:30, ora României. Fanii lui Bayern München, și știu că nu-s puțini în România, au ce vedea în seara asta, în prima ligă germană. Căline, am văzut că mi-ai trimis o informație legată de Felgheira și cei de la Everton ar fi interesați de el. Portarul celor de la CFR Cluj, îl mai avem pe Călin? Ne auzim, nu? Da, ne auzim. Ok, da, este în sfârșit o informație care apare și în presa serioasă din Anglia, că au mai fost mici zvonuri sau mai multe lucruri am auzit din presa de la noi. Acum să zici că n-am auzit nici măcar o șoaptă pe aici despre un jucător din Liga 1. Ei, astăzi chiar pot să confirm faptul că se discută deschis despre Mario Felgheiraș la Everton,
golkeeperul celor de la CFR Cluj este în vederile celor de la Everton. Asta după ce Tim Howard, se și știe în primul rând faptul că e vorba că a ajuns la o vârstă, dar în același timp a cauzat câteva meciuri cu pierderi de puncte serioase pe mâna lui în acest sezon pentru David Moyes. În condițiile astea, pista pentru Mario Felgueiras devine foarte valabilă de la CFR și am văzut că e vorba de o declarație pe care a dat-o Felgueiras și este citată și de Sky Sports. Spune Felgueiras, orice jucător ar fi interesat să joace în Premier League. Sunt foarte fericit să aud de acest interes, dar nu o să mă gândesc la asta decât la finalul sezonului. Asta a fost ceea ce este declarația citată de Sky Sports în legătură cu Felgueiras care ar veni la Everton. Pot să spun că în afară de Tim Howard, de la ora actuală, în lotul celor de la Everton, a doua opțiune de portar este Ian Mucha sau Ian Muha, nu știu cum se pronunță, e un sloven, slovac, așa ceva, din slovac exact, și s-ar putea să plece acest slovac înspre altă direcție pentru că vrea să poată să joace și să poată să fie titular și în Naționala Slovaciei. Așa că rămâne un post disponibil acolo și ar putea să fie Felgueiras o variantă pentru cei de la Everton. Și la Manchester United postul e disponibil, dacă ajungi să mă întreb pe mine. Dar știm foarte bine cât de mare fan ești lui De Gea. Băi, dar în afară de Chiorul, hai să fim serioși, că nici Lindegaard nu e vreun mare portar. Da, și Lindegaard, uite, chiar dacă a ajuns la 28 de ani, tot nu inspiră siguranță. Eu mă așteptam că odată ce se adună acolo un an, doi petrecuți în Premier League, să poată să inspiră oarecare încredere, dar nu înțeleg din ce cauză nu reușesc nici cum să dea încredere portarului Sir Alex Ferguson, la fel cum nu o face apărarea. Acum, sigur, dacă e să vorbim pe ansamblu, trebuie să spunem că apărarea nu ajută deloc portarii lui Manchester United la ora actuală. Sunt multe situații în care apar la finalizare jucători adverși, pentru că apărarea face multe greșeli de plasament sau de intervenție. E adevărat și asta, dar asta nu scuză problemele medicale pe care le are De Gea și pe care nu le-a scos în evidență atunci când a venit vorba despre transfer. Da. Cei de la United au aflat după, în ianuarie, după ce au semnat cu el că are probleme cu ochii, de-aia zic că n-a procedat corect. Și nu scuză nici pe Lindegaard, care, vorba ta, la vârsta aia deja trebuie să ai experiență, să fii cât de cât sigur pe tine dacă ești un portar bun, dacă ești valoros. Ah, nu-i nimic, să-l ia Everton pe Felgueiras și mi-ar părea rău să-l văd rezervă, să știi. Pentru că băiatul ăsta chiar merită să fie titular. Da, apără foarte bine, am și văzut-o la tot ce a apărat în Champions League pentru Cluj. Eu cred că pe mâna lui s-au câștigat două meciuri, cel de la Braga, cel puțin, da, și cel de la United de aici, din Anglia. Astea sunt două pe care le-am văzut eu și pot să spun 100% că sunt victoriile lui oarecum. Asta înseamnă, în primul rând, 2 milioane de euro. Sunt banii câștigați din cele două victorii. După aia înseamnă 6 puncte în clasament, înseamnă 4 puncte la coeficientul echipei. Sunt multe lucruri pe care CFR-ul le-a câștigat datorită intervențiilor bune sau evoluțiilor bune a lui Felgueiras. Acum sigur că nu putem să reducem tot ce a însemnat rezultate obținute de CFR la evoluțiile lui, dar a contat foarte mult. Da, sigur că au contat Felgueiras pentru CFR Cluj. Acum o să conteze în Premier League. Nu știu dacă Everton e cea mai bună alegere, dar să știi că e un club corect condus. Deci dacă ar fi să alegi o echipă la care să vii în Premier League, Everton ar fi una dintre ele. David Moyes chiar este un om cu care poți să discuți, care încurajează forța de grup, discută cu fiecare jucător. Nu la asta mă referam, sigur că e o echipă serioasă Everton, ci la faptul că nu s-ar putea să nu fie titular acolo în următorii ani. De-aia zic, ar fi păcat. Mai bine te duci la o echipă care chiar are mare, mare nevoie de un goalkeeper. Spun, la ora actuală, situația lui Tim Howard nu este deloc atât de sigură acolo la Everton. Chiar dacă la ora actuală, poate puțin știu că Tim Howard, la ora actuală, este jucătorul care are cele mai multe minute consecutive jucate în Premier League. El n-a mai fost scos din poartă de acum vreo 3-4 ani de zile, apără într-una la fiecare meci de Premier League.
Dar problema este că în acest sezon, cum spuneam, pe finaluri de meci s-au pierdut puncte pe mâna lui. Chiar și egalul cu Norwich, făcut acasă acum de curând, acel 1-1, cu gol marcat după o lovitură de colț și un cap destul de slăbuț al lui Sebastian Bassong, mingea a trecut la colțul scurt, cumva în poartă, și s-a terminat 1-1 acel meci. Deci sunt câteva situații în care Tim Howard poate să facă, eu știu, meciuri senzaționale și să-ți câștige meciuri pe mâna lui, dar în același timp te poate îngropa în câteva situații și David Moyes acum vede această parte goală a paharului, pentru că a ajuns și la o vârstă Tim Howard și asta este, greșește destul de mult și important. În cazul ăsta, alegerea se va dovedi fericită. Asta e să vedem, poate vor mai sosi oferte, da, la sigur, CFR Cluj pentru Felgheira. Sigur, chiar... nu înseamnă că e gata, a plecat la Everton. Eu mă aștept, că... da, eu chiar mă aștept să-i vină oferte din mai multe țări, din mai multe campionate, după evoluția din... Se poate și Everton, să știi că s-a mai interesat de un portar, tocmai ca să putem să evidențiem faptul că ei caută pe acest post un jucător. E vorba de portarul de la echipa olimpică, echipa de tineret a Marii Britanii, Jack Butland. Ăsta este la Birmingham City în Championship. Echipa are mari probleme financiare și de curând, alături de Everton, s-a înscris în cursă și Liverpool. Ei vor să aducă și, nu știu, cumva să-l treacă în rezervă pe Pepe Reina. Reina are în acest moment un salariu colosal acolo la Liverpool și încă 4 ani de zile de contract până în 2016, sau 3 ani jumate mai exact. Nu a dat deloc încredere Reina încât să poată să justifice banii pe care îi încasează. Sunt la vreo 125.000 pe săptămână, cam așa ceva, pe care îi primește Reina. Și e o sumă foarte mare pentru un portar pe care la ora actuală nu poate să se bazeze la nivel de siguranță. Total FM. 18 trecute fix, scuze, Căline, mai ești? Nu, nicio problemă. Dar nu știam că Brenda vrea să scape de Pepe Reina. Păi astea sunt motivele. În primul rând, salariul foarte mare. Eu trebuie să balanceze cumva cheltuielile pe care le face ca să poată să aibă și ceva finanțe pentru transferuri. Nu știu dacă poate să-l convingă pe Reina să accepte o altă direcție, să plece în altă parte. E destul de complicat. S-au fost câteva zvonuri care ar putea să ajungă la Arsenal. Nu, mi se pare absolut greu de crezut, pentru că nu poate Arsenal să ofere un salariu care să se apropie de cel pe care l-are la Liverpool, în primul rând. Așa că acolo e o discuție complicată. Ce pot să spun despre Jack Butland, acest portar de 21 de ani are, este, cum spuneam, a fost portarul naționalei olimpice acum în vară aici la Londra, este un portar extrem de talentat. Birmingham City este o problemă financiară în care se află ei acolo la club, ar putea să forțeze o plecare acum în ianuarie, dar e de văzut unde ar putea să ajungă. Vreau să spun că și înainte de a-l rezolva pe Hugo Lloris, de Butland s-a interesat și Tottenham pentru a-l aduce pe White Hart Lane. Deocamdată este tot la Birmingham City și în ultima zi de transferuri Everton s-a spus acolo în ultimele ore, că noi am făcut acel maraton al transmisiilor legat de ofertele care se dădeau în ultima zi de transferuri, Everton a fost cu un raport acolo semnalat spre finalul zilei de transferuri pentru Jack Butland. De asta mă și întrebam care e situația lui Tim Howard la club. Asta a fost semnul care ne spune că nu are atât de mare încredere David Moyes în Tim Howard, îi caută înlocuitor și dacă e să fie Felgheira, și cu atât mai bine pentru cei de la CFR, în mod normal s-ar alege cu ceva bani buni. Eu mă gândeam că poate Pepe Reina se duce după taică sur Rafa Benitez la Chelsea, numai că ăla nu o să rămână prea multă vreme la Abramovich. Asta e că nu prea stă la... Da, altfel l-ar fi luat. Mi se pare că dacă nu mă înșel, Rafa l-a și adus, nu? Sau mă înșel? Nu mai țin minte. Sigur, Rafa l-a adus. Da, a fost portar rău pe Pereina, dar sigur că ușor se apropie și el de pensie. Nu, e un portar bun, dar nu știu, și el cu momente de nebunie. Știi că se tot spune că portarii trebuie să aibă și momente de nebunie. Trebuie să fii puțin țăcănit ca să fii portar. E foarte adevărat.
Da, dar acum la Pepe Reina s-au cam adunat țăcănelile și din păcate nu mai oferă siguranța aia în poartă. Nu știu ce să spun. Problema, o spun încă o dată, cred că este strict legată de salariu, de faptul că are un salariu foarte mare și pe o perioadă foarte lungă. Am spus, până în vara lui 2016 el are contract cu Liverpool. La banii pe care îi primește în fiecare săptămână, sunt convins că ar prefera și Brendan Rodgers și mai ales conducerea clubului să aibă un portar tânăr care se oferă și mai multă siguranță și care să accepte și un salariu mult mai mic. Chestia asta cu salariul e inacceptabilă pentru supervedetele fotbalului european. Nu prea cunosc cazuri în care, adică puține cazuri totuși, nu am să aminte de vreo două sau trei, în care fotbaliștii au acceptat o reducere a salariului doar din, nu știu, dorința de a mai evolua o vreme, de a se retrage de la echipa aia sau din dragoste și atașament față de culorile clubului. În general nu acceptă și preferă să plece, chiar dacă ulterior, după ce pleacă, tot cam la banii aia ajung în altă parte. Da, păi acum sigur că nici eu nu cred că ar putea să accepte o reducere, ci doar să găsească o destinație unde să îi se propună și fotbal și să poată să se apropie și de salariul pe care are acum la Liverpool. Dar deocamdată sunt doar speculații, pentru că la ora actuală Reina este portarul numărul 1 al clubului, nu a venit încă nimeni, nu este o ofertă oficială transmisă de Liverpool pentru Butland la ora actuală. Rămâne de văzut doar dacă se vor intensifica aceste discuții legate de portarul lui Birmingham City, abia atunci am putea să speculăm că e cumva apropierea sfârșitului lui Reina la Liverpool. Bine că Ferguson e preocupat în continuare de atacul echipei Manchester United, vrea să mai aducă un atacant în iarnă, l-am auzit zilele trecute. N-are destui, da. Da, și mai vreau să spun că ăștia de la Liverpool se tem că până la urmă și pe Theo Walcott ar putea să-l piardă înspre Chelsea sau înspre Manchester United, care se interesează de mijlocașul, de extrema lui Arsenal. Sunt discuții și pentru Walcott, care, așa cum știm, din vară este jucător liber. El în ianuarie poate să semneze un precontract cu orice echipă, liber de contract, fără niciun fel de problemă. Și mi s-a părut interesant faptul că a apărut și United pe această listă, pentru că unde naiba, câți, unde, cum îi bagi, pe cine dai afară? Cred că e vorba de Nani, cel care va face pasul afară. Da, da, nu, cu siguranță va pleca la sfârșitul sezonului. Nu-l mai vrea nici Fergusonul, nu mai are nici el chef, s-a plictisit. Vrea la Mahachkala, vrea în China, nici el nu știe bine unde vrea Nani, dar vrea să mai distreze. Asta e ideea. Da, și e clar că îi aud. Eu am mai spus-o și din ce cauză. Din cauza faptului că Nani și-a dat în petec și la antrenamente, unde s-a pus să-l pleznească pe un jucător de la rezerve, de la echipa de rezerve. Nu se fac lucruri de genul ăsta. Și ceea ce știu foarte puțin legat de cum se desfășoară antrenamentele lui United, chiar astăzi discutam cu unul dintre prietenii noștri care era fan Arsenal și îi explicam ce se întâmplă cu Arsene Wenger acolo la Arsenal, de unde vin problemele actuale din lot și care e diferența față de ce se întâmplă la Manchester United. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt două metode diferite de antrenament pe care le practică Arsene Wenger și Sir Alex Ferguson. Poate vă vine greu să credeți, dar Sir Alex Ferguson nici măcar nu știe cum să organizeze o ședință de antrenament. Nu e preocupat de lucrul ăsta, nu el se ocupă de așa ceva. Nu e jobul, e al antrenorului. Exact, el are antrenori plătiți, angajați. Mai Phelan se ocupă de el, conduce antrenament. Așa, și are chiar și olandezi care sunt veniți, angajați, care să pregătească grupe speciale de jucători pe posturi, pe exerciții specializate și așa mai departe. Alex Ferguson nu intervine în toată afacerea asta și dă mână liberă absolută celor care conduc antrenamentele echipei. El se ocupă strict de ceea ce înseamnă jocul, cum ar spune Amy. Sigur. Așa, el cu asta se ocupă, cu alegerea oamenilor din primul 11, cu alegerea strategiei de joc, cu formarea, în ce formație se joacă, în ce sistem. Din când în când mai pun și castraveți. Așa, sigur. Castraveți foarte buni în grădină și pun la murat. Așa, și deci practic jocul este cel care interesează pe Sir Alex Ferguson în ceea ce înseamnă conducerea echipei. Mai departe, intervine numai când se întâmplă niște episoade ciudate pe la antrenament. De asta vedeți că baie dă cu o gheată în cap lui Beckham sau
baie, gata să dea de pământ cu Nani, pentru că aude el că la antrenamente aia și-au făcut de cap sau ceva n-au făcut așa cum trebuie. Atunci apar problemele, pentru că și Nani, nu vă imaginați că l-ar fi pleznit pe ăla, pe Petrucci, că ăsta era jucătorul de la rezerve, l-ar fi pleznit pe ăla dacă era Sir Alex Ferguson de față. Așa nu se întâmpla niciodată. Nu, acolo era vorba de secunzii care erau și conduceau antrenamentul, oamenii au transmis mai departe și din momentul ăsta, eu am spus-o atunci, acum 2-3 luni de zile când a fost episodul, eu mă aștept ca această carieră a lui Nani să fie cam gata la United și lucrurile se confirmă. Acum a fost ajutat și de o accidentare pe care am mai prins-o Nani, nu suntem departe de o plecare a lui, dacă nu în ianuarie, undeva în vară. Așa că acolo ar putea să fie un post pe care să caute întăriri, singura variantă în care Walcott ar fi un jucător interesant. Apropo de reacțiile lui Sir Alex Ferguson, spun gurile rele că unul dintre motive sau motivul principal pentru care TVS vroia la un moment dat și-a dorit și el să plece atunci pe ultima 100 de metri a fost faptul că Alex Ferguson i-ar fi tras un șut în fund în vestiar. Nu mai știu ce făcuse asta, l-a băgat în vestiar și i-a tras un șpiț. Nu știu episodul, dar nu-i de mirare oricum. Eu am spus-o, Alex Ferguson atunci intervine în afacerile vestiarului, în momentul în care aude că unii își dau un petec. Atunci este momentul în care el ține să discute cu el și dacă omul ăla nu știe cum să-i răspundă lui Sir Alex Ferguson, dacă îi răspunde oarecum tot pe ton ridicat. Nu, trebuie să stai drept, că nu, altfel exact. N-ai nicio șansă, te omoară. Spășit trebuie să fii la discuția aia, dacă nu, iese urât. Atât trebuie să spui când îți reproșează ceva. Yes, boss. Exact. Of course, boss. Of course, sorry. Dintr-o așa, se spui că won't happen again, îi spui fără niciun fel de problemă. Se spui că nu, e ultima oară când se întâmplă așa ceva, ți-ai învățat lecția, dacă nu... Altfel să iei. Da, așa e. Așa e, da, vezi, metodele astea s-au dovedit a fi bune, cel puțin în cazul... echipei Manchester United, pentru că altfel nu s-a putea menține disciplina. Da, pentru că aici ajung la ce spun, discutam cu prietenul nostru legat de Arsenal. Situația a început să escaladeze la Arsenal pentru că acolo Wenger este exact în antiteză cu Alex Ferguson. El este dictatorul antrenamentelor, dacă vreți. Este omul care intervine, el dictează ce trebuie să se facă la antrenamente, nu lasă jucătorii pe mâna secunzilor și aici vine problema lui Steve Bold, secundului. Bold a fost în această vară promovat în această poziție după ce Pat Rice s-a retras din activitate. El a fost secundul lui Wenger de-a lungul carierei lui la Arsenal și era, asta îi se impută lui Wenger, faptul că angajează pe această poziție un yes man, adică un om care să-l aprobe de fiecare dată, să nu-l contrazică. Bold nu este tocmai așa. Bold este un animal, dacă vreți, un dintre ăsta, un gatuzo al antrenamentelor, dacă vreți, un om care e foarte aspru, așa se și știa, de asta s-au și bucurat fanii că a fost adus, că zicea, bă, măcar ăsta-i bate dacă se fac de râs pe teren, ăsta poate să intre în ei, dă cu ei de pământ cu toți dacă e cazul. Problema este că Bold nici măcar nu ajunge la momentul de față să aibă autoritate în fața jucătorilor, pentru că acolo Wenger intervine foarte mult. Și a fost acum, după înfrângerea din cupă cu cei de la Bradford, a fost o ieșire la rampă a celor din Arsenal Supporters Trust, este vorba de o asociație a foștilor jucători al lui Arsenal, a membrilor marcanți din rândul fanilor Arsenal. Ei sunt cei care au ieșit la rampă și au spus că echipa arată neantrenată, nepregătită pentru inventivitate. E clar că nu se lucrează pe grupe de jucători, nu se lucrează pe faze ale jocului și lucrul ăsta este cumva numai în cârca lui Wenger, pentru faptul că nu lasă antrenorii lui secunzi, antrenorii specializați pe conducerea antrenamentelor, să preia frâiele acestor antrenamente și să se impună 100% în fața jucătorilor. Da, ciudat, nu părea să fie un tip care să nu priceapă ce e diviziunea muncii Arsene Wenger. Asta este situația la ora actuală. Ce pot să spun? Că la Arsenal problemele sunt destul de adânci, pentru că pe lângă această problemă sportivă, să știți că problemele de
potrivire între Wenger și Bolt există și se văd la începutul sezonului. Dacă te uiți foarte atent pe cadrele care se dau și în timpul meciurilor, vei vedea că nu există o chimie dintre asta între cei doi. Nu sunt încă pe aceeași lungime de undă și la acest moment toată lumea are senzația că Wenger îl ține pe Bolt foarte restricționat în ce înseamnă atribuțiile lui în echipă și că da, asta este rolul dictatorial pe care și îl arogă pentru faptul că vrea neapărat să țină situația sub control, să remedieze singur ce nu se întâmplă bine. Nu cred că Wenger la ora actuală mai vrea să lipsească din mijlocul evenimentelor de la club, de teama faptului că ceva îi scapă și din cauza asta ar putea să rateze anumiți pași în campionat. Dar uite că prin faptul că el devine omul numărul 1 și la antrenamente și în timpul meciurilor, n-a ajutat cu nimic până la ora actuală. Este cel mai slab start de sezon de foarte, foarte mulți ani încoace. Da, cel mai slab start și pentru echipă și pentru Arsene Wenger. Să vedem ce s-o mai întâmpla. Poate vor reuși să se redreseze un picuț. Abar n-am. Locul 7 e cam puțin pentru o echipă cu asemenea pretenții. Da, 10 arăta și mai rău. Stai seama, era adică, bun, că sunt peste tine United sau City sau Chelsea, echipe cu mulți bani. Nu e niciun fel de problemă până la urmă. Că peste tine mai sunt cei de la Tottenham sau Everton. Nici astea nu sunt echipe de lepădat, da. Să ia în față West Bromwich Albion. Asta da, oricum Tottenham este cea mai mare problemă dacă este în fața lui Arsenal. Asta e cu atât mai da pentru ei. Asta doare și ficățel. Da, cu toții trag speranța că se va întâmpla totul la fel ca și anul trecut, că Tottenham va pierde din turație, că Arsenal va reuși să se concentreze pe a doua parte a sezonului, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Dar sunt probleme care există, iată, cum am zis, și pe partea sportivă, probleme care anul trecut n-au existat, fiind acolo Pat Rice cel care conducea lucrurile sub Arsene Wenger. Iar pe lângă ceea ce se întâmplă pe latura sportivă, mai sunt și culisele laturii administrative, acolo unde acționarii în continuare nu sunt bine cristalizați la Arsenal și sunt foarte multe discuții legate de cât de implicat este Stan Kroenke, de exemplu, cel care este acționarul majoritar la ora actuală, cât de implicat este el în ce se întâmplă la club. La ora actuală, dai seama cum s-au simțit fanii lui Arsenal zilele trecute când au aflat că Stan Kroenke tocmai a cumpărat o fermă în Statele Unite pentru care a plătit 80 de milioane de lire sterline, undeva la vreo 130 și ceva de milioane de dolari, iar la echipă bate vântul când vine vorba de a cumpăra câțiva jucători. Tocmai asta îmi pregăteam să spun, din câte știu eu, la habar n-are unde e stadionul, nu prea l-a văzut nimeni la față. Da, deci asta e. Sigur că le pică foarte greu fanilor Arsenal când aud de o astfel de cheltuială. Și au apărut și membrii din Consiliul de Administrație, dintre oficialii clubului, care spun că la ora actuală Kroenke dă senzația că nu este deloc implicat la ce se întâmplă la club și că e în mare parte pasiv. E vorba de oameni care și-au vândut procentele către Kroenke în speranța că odată ce va obține controlul clubului va pompa bani serioși în echipă. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și acum începe să se balanceze tabăra către Usmanov, miliardarul din Uzbekistan, cel care într-adevăr are o avere mult mai mare decât Stan Kroenke, dar la momentul actual are doar 29% din acțiunile clubului. Ăla e în extrema cealaltă, parcă văd că ăștia așa sunt din est. Își bagă nasul unde nu trebuie, adică și-l bagă prea mult. Da, nu știi. Da, nu știu, e un risc pe care ți-l asumi, dar până la urmă, situația la ora actuală nu este una de care să te bucuri. Nu e bine să te bagi cu neamurile proaste din est, să știi. Mai bine îl ții pe americanul ăla. Dacă omului îi plac vorba Alexandrei Stoicescu, caii, vacile, oile și boile, așa a zis odată. Dacă îi plac mai mult decât fotbalul, ce să-i facem acum? Bun, ce să spun este că Usmanov la ora actuală face câteva mișcări pentru a-și atrage cât mai mulți simpatizanți. În primul rând, i-a avut invitați zilele trecute la Moscova. El, Moscova are sediu de campanie, dacă vrei, el acolo locuiește. Usmanov i-a avut invitați pe Thierry Henry și pe agentul lui Darren Dean,
A venit acolo, i-a ținut puțin, i-a întreținut așa în atmosferă, a discutat cu ei și a propus ca Thierry Henry să obțină un rol de, în stafful tehnic al clubului Arsenal, care ar trebui să facă parte din conducerea administrativă, care ar trebui să aibă un rol de antrenorat la club și așa mai departe. Deci omul începe să facă pași mici înspre sensibilizarea fanilor, înspre sensibilizarea legendelor clubului și cred că țintește cumva obținerea unui pachet majoritar în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, dar la cum cheltuiește Kroenke în Statele Unite, eu îl văd fără niciun fel de problemă să-și cedeze acțiuni pentru bani buni, fără niciun fel de problemă. Da, s-ar putea, mai ales că omul nu pare să fie interesat. Cred că l-a cumpărat așa pentru că i s-a evit ocazia, ca și cum am merge noi să ne mai cumpărăm o pereche de blue jeans. Așa o fi luat și Kroenke acțiuni la Arsenal. Dacă și probabil oferta va fi de nerefuzat, dacă ăla e cine știe ce, cu ce propunere vine, îi zice, îți dau 100 de milioane de euro, precis va vinde. Ar exista totuși o așa mică, tot până la urmă, consolare pentru fanii lui Arsenal. Bă, Liverpool e sub voi. Pe de altă parte, nu e chiar așa o mare victorie. Bun, acum astăzi, în conferința de presă, Arsene Wenger a declarat: sunt foarte determinat și foarte flămând. Dacă n-aș fi, n-aș fi aici. Și el încearcă să le spună tuturor că e flămând de performanță, că el caută în continuare marea performanță, dar are tot mai puțini oameni care și cred că este capabil să mai conducă clubul spre marea performanță. Eu cred că e capabil, dar mă întreb dacă nu cumva e prea târziu. Dacă nu cumva ar fi bine să plece la altă echipă, chiar și din Premier League, nu știu. Sunt câteva zvonuri care spun că e curtat și de Real Madrid în această perioadă, dacă pleacă José Mourinho de acolo. Nu, dacă se bagă în așa ceva... Nu, cred, ala, nu cred că s-ar băga. Este un club imposibil, Căline, Real Madrid. Am mai primit oferte de la Real și le-a refuzat de fiecare dată, nu. Dar asta era... Da, era în situația în care era la Arsenal indiscutabil și era, n-avea niciun fel de contestatar. N-au decât să se supere fanii fotbalului spaniol și mai cu seamă ai ăstora de la Real pe mine, dar Real Madrid nu e echipă serioasă. Deci pentru un antrenor serios, pentru un manager foarte bun, nu e de preferat să te duci acolo. Aia nu sunt oameni serioși, frate. Acolo sunt 100.000 de șefi, de șefuleți. Te place unul, nu te place celălalt. Își bagă nasul Perez sau Calderon sau cine o mai fi. Văd că în ultimii ani s-au tot rotit ăștia doi. Bagă nasul peste în ciorba ta, nu te lasă să-ți faci treaba. Nu ești între ciocan și nicovală, ești strâns din toate părțile. Suporterii pe de-o parte sunt foarte ciufuți și țăvnoși ăștia, fanilor Real Madrid. Acționariatul, șefii, șefuleții ăștia mici, nu știu, Butragueño, Măsa pe gheață, la noi club serios, tăticule, te și întrebi cum Dumnezeu de-au reușit să obțină totuși performanțe în ultimii 20 de ani. Ei au ținut-o într-o ceartă continuă și într-un scandal continuu, niciodată nu le-a convenit. Pe Del Bosque l-au dat afară, cu toate că omul își făcuse foarte bine treaba. Pe Capello nu l-au plăcut, deși le-a luat titlul, că nu juca Realul spectaculos. Pe Mourinho, cu toate că le-a suflat titlul ăstora de la Barcelona, nu-l plac. Aia nu e echipă, ce să caute Wenger acolo? Plus că să nu uităm faptul că l-au dat afară pe Raul pentru că purta numărul 7 pe care trebuia să-l poarte, exact, Cristiano Ronaldo. Păi da, tu ești club serios, mă. Păi Raul a făcut pentru Real Madrid mai mult decât toate vedetele care au trecut pe acolo, inclusiv Zinedine Zidane. Mai mult decât toți ceilalți luați la un loc. Da, asta, dar în momentul în care au vrut să-l țină fericit pe Cristiano Ronaldo, care a ajuns acum al naibii de nefericit. Uite, că tot n-au reușit nici cum. Ce prostie, nu e, mă, aia nu e echipă serioasă. Mai rămâi un pic, te rog frumos, Căline. Sigur. Etapa asta, oricum, Arsenal, cei de la Arsenal au un meci mai ușor în deplasare la Reading decât Tottenham, rivala din Londra, care joacă la Londra, dar cu Swansea. Da, se balansează cumva pentru faptul că una joacă în deplasare, Arsenal, și Tottenham joacă acasă cu cei de la Swansea. Dacă Wenger nu-i bate nici pe ăștia, chiar că este scandal. Da, da, da. Și să știi că se poate întâmpla orice. Ai văzut ce a făcut Reading cu Man United în meciul de acasă. Adică ăștia sunt niște de ăștia pe care nu știi cum să-i... Ei au reușit să scoată o victorie și în fața lui Everton în campionat. Ei reușesc cumva să se condiționeze în fața echipelor mari, deși calitate n-au, cine știe ce. Nu...
poți să spui că vezi, Doamne, ce poate să producă Reading la ora actuală, dar au putut să bată acasă în singura lor victorie pe care au pe teren propriu, au bătut pe Everton 2-1 și în condițiile astea, eu știu, după ce dai și 3 goluri cu Manchester United, dacă vine un Arsenal dintre astea neinspirată după o debusolare ce a însemnat eliminarea din Cupa Ligii, se poate să profite și Reading. Deși eu spun, n-ar trebui să aibă niciun fel de justificare dacă nu bat aici. Eu țin minte meciul pe care Tottenham l-a jucat la Reading, un 3-1 în deplasare, după ce a condus cu 3-0, doar pe final au dat cei de la Reading golul victoriei. O echipă care se exprimă slab, o echipă care e destul de rudimentară, nu are mare capacitate. Da, nu pasează. Eu găsesc că-s mai periculos și în deplasare, tipul ăsta de echipă îți poate pune mai multe probleme când vin la tine acasă. Ei, neștiind să construiască și nelegând două pase, sunt mai ușor de bătut acasă. Dar totul e vorba ta să nu te duci cu pantalonii în vine, adică chiar să-ți propui să câștigi și să-i domini cât poți de mult. Da, și ei sunt foarte periculoși la fazele fixe. United a primit 2 goluri după 2 cornere în oglindă, practic. Au fost... Carine, s-a acum să te sper pe mine, dar și noi doi dădeam goluri cu United. Te asigur că dădeam cel puțin câte un gol. Da, acum vor trebui să fie foarte atenți la ce se întâmplă la acest meci, pentru că Reading este o echipă care la momentul de față nu are multe de pierdut. Este la 6 puncte distanță de primul loc care o salvează de la retrogradare. Are 16 meciuri jucate și o singură victorie în campionat. Este doar Queen's Park Rangers, echipa care stă mai prost decât ei în actualul sezon. Dar ei trebuie în continuare să aibă în vedere faptul că Queen's Park Rangers are resurse destul de bune, are un lot mai bun decât ei și vor trebui să se agațe de absolut orice pot obține. Asta este marele pericol pentru Arsenal, că întâlnesc o echipă care începe să nu aibă foarte multe de pierdut pe final de sezon. Vor trebui să tragă cei de la Reading, să încerce să obțină ceva, orice ar putea din acest meci cu Arsenal. Calitativ, n-are nici o justificare Wenger dacă nu câștigă în această deplasare. Așa e. Manchester United iar n-are un meci extraordinar de greu pe Old Trafford cu Sunderland, dar cred că va încasa Ferguson și în partida asta cel puțin un gol. Așa miros eu, chit că ăștia de la Sunderland nu stau foarte, foarte bine în atac. Eu nu mai știu, cred că au dat vreo 15 goluri sau ceva de genul ăsta. Dar se împarze Sunderland. Da. Nu, au acum noroc faptul că au jucat restanța asta cu Reading în timpul săptămânii. Au ajuns și în sfârșit la același număr de meciuri cu restul echipelor. Au câștigat cu 3-0. Iată, asta ne spune încă o dată ce calitate are Reading în echipă. Sunderland cu asta s-a salvat oarecum. Are 17 goluri acum, după astea 3 pe care le-au dat. Dar înainte aveau 14 goluri în 15 așa, meciuri. Da, aia. Asta ziceam și eu. Da, erau foarte slab de ofensiv. Da, la o fază fixă, ai zis bine, poți să dai gol. Îi dai gol lui Alex Ferguson. Păi Rio Ferdinand îl faultează pe Michael Carrick în careu, că mai nu asta e preocuparea lui. El își talonează îndeaproape cu echipierii. Pare să nu mai știe care sunt adversarii și care cu echipierii. De Gea ori se scarpină în nas, ori i-a căzut un ochi de sticlă, îl caută pe jos. Ai o mare scofază de dai gol la corner, am văzut. Și mai ales că revine Nemanja Vidić în echipă. A, asta și mai bine. Asta, asta este meciul. Păi da. Sare el și înscrie, dacă nu stă în stare adversarii. A revenit la fix. Uite că cumva lui Alex Ferguson îi cad piesele așa, cum se spun, ca și la comandă. Pac, pică unul, pac, mai pică unul. Da. A picat acum Johnny Evans, a revenit Nemanja Vidić, este apt de joc. Din septembrie, de când a fost operat la genunchi, Nemanja Vidić acum a încheiat perioada de recuperare și poate să joace. Evans a forțat în meciul cu Manchester City, la fel cum a făcut-o și Vincent Kompany. Cei doi fundași centrali, amândoi au intrat știind că nu sunt sigur dacă vor putea duce meciul. Amândoi au fost înlocuiți, n-au dus niciunul mai mult de 45 de minute și Evans în continuare va trebui să continue recuperarea. În locul lui poate să intre Nemanja Vidić acum. Antonio Valencia a revenit în accidentare în acel 3-2 cu The Etihad Stadium, dar Nani și Anderson rămân în continuare indisponibilități pentru Alex Ferguson. Lindegaard este disponibil după ce n-a fost trecut nici pe bancă în meciul cu Manchester City, dar De Gea cred că în continuare va fi titularul postului din ce spun englezii. Dumnezeu să-l mai înțeleagă și pe Ferguson,
înaintea etapei cu două sau trei etape înainte a zis că Lindegaard clar va fi titularul sezonului, pentru că l-a convins, a câștigat puncte în fața lui De Gea. Cu etapa trecută a zis nu, De Gea este totuși peste Lindegaard, pe el mizez. Eu n-am înțeles până la urmă care-i preferatul lui. Nu știu ce s-a întâmplat. Cu Lindegaard nu știu ce s-a întâmplat la meciul cu City, pentru că el n-a fost nici măcar pe bancă. Poate prin asta a vrut să transmită și Alex Ferguson că e într-adevăr o alegere forțată cea cu De Gea. Dar dacă acum revine și îl vedem pe bancă, este exact ce spui tu. Nu poți să înțelegi până la urmă pe ce portar se bazează Alex Ferguson. Și poate și de asta sunt și portarii oarecum debusolați. Sunt... Păi da, după ce că-s praf amândoi, că sunt Varză și Lindegaard și De Gea, nici măcar nu-i lași să prindă un pic de curaj. Da, acum vreau să spun că la acest meci cu Sunderland, ce vreau să văd, eu ți-am spus că ăsta e meciul pe care îl aștept de la startul sezonului, de atunci de când Alex Ferguson a spus la petrecerea aia de start de sezon, a spus fanilor lui Sunderland pentru faptul că ați scandat numele lui City la finalul ultimei etape anul trecut, nu o să vă uităm. Așa că aștept să văd cum se comportă la meciul ăsta. Eu aș vedea că ar putea să le spună la ăștia dați-le 5-6, oricât, numai dați-le că vreau să nu-i mai văd. Da. Nu știu dacă vor și putea, pentru că Martin O'Neill este într-o situație foarte complicată la Sunderland. El, dacă ia vreo 5-6 goluri, s-ar putea să aibă scaunul foarte fragil. Și asta pentru că nu știu nici acum șefii de la Sunderland dacă este omul capabil să întoarcă situația de la club. Ei au foarte puține rezultate pozitive în ultima perioadă. Sunt într-o zonă foarte delicată a clasamentului, la un singur punct de un loc care îi retrogradează. Așa că nu știu dacă va încerca Martin O'Neill cumva să obțină un rezultat, chiar dacă va fi înfrângere, măcar să fie una demnă, să nu fie una dezastruoasă, și să vedem că dacă ar fi un 0-2, Martin O'Neill s-ar putea să apere acel rezultat ca să nu cumva să îi se întâmple un dezastru. Ce pot să spun este că Sunderland nu a mai marcat în 9 din ultimele 11 meciuri pe care le-a jucat cu Manchester United și inclusiv 5 la rând nu are gol marcat în fața lui Manchester United. Eu ți-am spus, nu sunt supărat pe cei de la Sunderland, cât am fost pe cei de la Queen's Park Rangers, se pare că bărbosul a fost de partea mea. Pentru că ăștia au retrogradat. Adică vor retrograda, sigur. Da, încă se zbat. Acum să vedem. Harry Redknapp a spus că a fost într-o situație similară, complicată și la Portsmouth și că a reușit și acolo să salveze totul dintr-o situație care părea imposibilă. Acum, situația este grea, pentru că pentru cei care nu știu, unde trebuie să fii în Premier League ca să te asiguri că vei obține un nou sezon? 40 de puncte. Asta este granița la care trebuie să ajungi ca tu să știi că ești liniștit. Cu 40 de puncte n-a mai retrogradat nimeni în Premier League. Chiar cu 39-38 s-a rămas în prima ligă, dar anul trecut Aston Villa, de exemplu, a avut sub 40 și a fost la limită de a fi retrogradată. Deci ținta este asta, 40 de puncte. Dacă ne uităm în clasament, vedem că Queen's Park Rangers are la momentul de față 7 puncte, după 16 etape, ne mai rămân 22 de etape în care ar trebui să obțină 33 de puncte. Este complicat. Este destul de dificil. Așa, ia să vedem ce meciuri mai avem în etapa asta, ceva mai interesant. Probabil cel mai dur duel este între Newcastle și Manchester City. Da, cam asta ar fi. În rest, echipele care au pretenții nu întâlnesc mari, nu se întâlnesc deloc două echipe cu un obiectiv îndrăzneț în acest weekend, în etapa din Premier League. Newcastle cu Manchester City, din păcate Newcastle a ajuns într-o situație în care nu-și propune foarte mult în acest sezon, este aproximativ compromis acest sezon deja pentru Newcastle, dar în continuare forță, dorință au. Problema lor este că nu sunt deloc ajutați de indisponibilitățile pe care le-au în lot. Din nou, Hatem Ben Arfa ar putea să aibă un meci pe care îl ratează după ce în etapa trecută a jucat. Nu știu ce să spun, este un jucător pe care se bazează foarte mult. Ben Arfa a dat și goluri excepționale pentru Newcastle, dar din nou are o fragilitate fizică
pe care nu poți să te explici, pe care din păcate nu-l ajută deloc să poată să aibă o constanță în campionat. Și în rest, în continuare, fundașul central, Steven Taylor este accidentat, Johan Cabai este accidentat, ei sunt deja pentru o lungă durată absenți în lotul lui Alan Pardew și rămâne de văzut cum se vor descurca cu campioana. Vincent Kompany, exact cum am spus-o în meciul cu United, n-a putut să ducă până la final acea partidă, a fost înlocuit în prima repriză, va rata acest meci, iar în plus, pe lângă această indisponibilitate, se adaugă faptul că Gareth Barry nu va putea să joace la mijlocul terenului după ce a fost prezent în fața Comisiei de Disciplină a FA și a pledat vinovat pentru faptul că a adus injurii la finalul meciului cu United. A primit o suspendare de un meci pentru faptul că a recunoscut fapta, altfel trebuia să stea cel puțin 2-3 partide. Chelsea-Southampton, un meci ușor pentru gazde, până la urmă pe Stamford Bridge, deși Chelsea scârție. Dacă era Chelsea măcar cea din sezonul trecut, aș fi zis victorie, sigur, așa nu pot să bag mâna în foc. Liverpool-Aston Villa, ia să vezi că iar mănâncă bătaia ăștia acasă. Am eu o presimțire, iar o să plângă Brenda săraca. Și se zbate un ochi, nu? Da, mi se bate ochiul stâng. Pierde Liverpool acasă, cum ar fi? Revine lui Suarez în echipă al Așa, și? Ce dacă? Al etapa trecută și-au bătut cei trei. Păi eu ce zic, e mai bine fără Suarez. El a pusese 5 cartonașe galbene și fusese suspendat la deplasarea de la West Ham United. Acum însă va putea să joace. Ce pot să spun este că nu mai marchează lui Suarez de 5 meciuri deja. Deci sunt 5 meciuri în care n-a jucat, în care n-a marcat. Wigan, la mijlocul lui noiembrie, este ultimul meci în care a marcat lui Suarez. E complicat, așadar, meciul cu Aston Villa oricum este un meci în care trebuie să obțină victoria. Aston Villa nu este o echipă de care să te sperii la ora actuală, este o echipă care nu inspiră foarte multe, nu are o poziție foarte complicată în clasament, același număr de puncte, 15, ca și Wigan, care ocupă un loc retrogradabil, este pe 17 acum Aston Villa, dar doar datorită golaverajului puțin superior față de Wigan. Nu cred că ar trebui să pună pretenții în deplasare cu Liverpool, dar la ora actuală, exact cum spui și tu, Liverpool nu-ți poate inspira multă încredere, nici măcar forță. Fanii s-au bucurat pentru această serie de rezultate, uite, sunt două victorii consecutive în campionat, 1-0 cu Southampton, 3-2 în deplasare la West Ham, între ele s-a intercalat și victoria din Europa League cu Udinese 1-0. Sunt semne care putea să aibă o perioadă mai liniștită în cele ce urmează, pentru că nici nu-i așteaptă meciuri foarte grele, meciuri foarte complicate, nu vor întâlni o echipă grea din campionat. Dacă vor reuși să gestioneze bine această serie de vreo 4 meciuri care vin și care sunt cu adversari accesibili, s-ar putea ca, dacă adaugă în ianuarie 1-2 jucători, să poată să emită mult mai multe pretenții pentru partea a doua sezonului. Dar cred că ai remarcat faptul că am folosit vreo 2-3 de dacă în ce am spus. Da, am remarcat. Și îți dau dreptate. Așa, Norwich cu Wigan. Asta nu mai... Norwich este echipa de pe locul 2 în clasamentul celor mai în formă echipe la ora actuală în Premier League. Da, știu, dar nu-i suport pe ăștia de la Wigan, n-au nicio treabă cu fotbalul. Dar sunt niște săraci ai fotbalului, cum ar spune Ana Maria Prodan. Dar nici măcar nu încearcă să joace balonul, ei sunt cu ochii numai la picioarele adversarilor, nu știu cum să îți mai rupă un oscior, să-ți mai spargă... Nu-s chiar așa, știi, ăia sunt Stoke și cu Sunderland. Da, ăștia... și Wigan, las că i-am văzut, ăștia... Wigan este la momentul de față o echipă ciudată care joacă într-un sistem 3-4-3. Asta e ceea ce au duc diferit față de restul echipelor din Premier League. Nu știu dacă se vor descurca și în deplasarea asta. Ar fi un rezultat bun pentru ei în fața echipei care, spuneam, Norwich la ora de față este cea mai în formă echipă după Manchester United, dar echipă pe care au și bătut-o în meciul direct cu 1-0 pe teren propriu. Acum Chris Hughton a făcut adevărate minuni în ultima perioadă la Norwich. Ce s-a schimbat față de meciurile din startul sezonului pentru Norwich este faptul că au început să se apă.
apere. Nu mai primesc atât de multe goluri. În etapa trecută au încasat, ce-i drept, câteva goluri bune de la Swansea, dar asta după ce conduceau deja cu 3-0 în meci și trebuia doar să țină avantajul pentru a-și asigura cele 3 puncte din deplasare. Nu știu dacă acasă, jucând cu Wigan, vor putea să confirme forma asta, pentru că Wigan nu este o echipă de care să te sperii. Ne uităm la ultimele lor 6 meciuri jucate și vedem o singură victorie. Este vorba de 3-2 cu Reading, în rest un egal în ultima etapă cu cei de la Queen's Park Rangers, dar altfel înfrângeri. 1-2 cu West Bromwich, 0-3 cu Liverpool, 0-2 cu Manchester City, 0-3 cu Newcastle. Este o perioadă destul de complicată pentru ei, sunt pe loc retrogradabil. Acolo Roberto Martinez va încerca să salveze situația, la fel cum o face la fiecare, la fiecare final de sezon. Cum necum, Wigan se găsește deasupra liniei de supraviețuire. Să vedem dacă vor rezista acolo. Queen's Park Rangers, Queen's Park Rangers Fulham, bate Fulham în deplasare? Bă, cum ar fi să vedem aici prima victoria lui Harry Redknapp pe banca lui Queen's Park Rangers? Fulham este o echipă bună. Erau mulți care mă întrebau înainte de etapa trecută dacă nu cumva Fulham ajunge în etapa, în zona locurilor retrogradabile. Și spuneam că e foarte greu de crezut. Fulham are calitate în lot. Au și confirmat prin faptul că a reușit să bată cu 2-1 în meciul cu Newcastle. Sunt acum mai liniștiți. Erau destul de aproape de acea zonă de retrogradare. Acum sunt la 5 puncte de un loc retrogradabil, dar Fulham are suficientă calitate să nu poată să intre în vreo discuție legată de retrogradare în acest sezon. Dincolo, la Queen's Park Rangers este situație disperată. Va fi echipa fără capitanul Park Ji-sung, care are accidentare la genunchi și va sta câteva săptămâni pe margine. De asemenea, o absență de lungă durată este atacantul Bobby Zamora. El este accidentat la șold, în vreme ce Andrew Johnson este accidentat și el la genunchi. Nu știu ce să spun. Vom vedea dacă va alege Harry Redknapp în poartă titularul să fie tot Robert Green, cel care a fost preferat lui Julius Cezar pe perioada în care oricum nu era disponibil, nu era 100% Julius Cezar. N-a fost forțat brazilianul, dar vom vedea dacă nu cumva va fi introdus acum în poartă de către Harry Redknapp. Numai puțin ne întrerupem, Călin, să scăpăm și de ultimul calup de publicitate. Sigur. Și am aici, Călin? Da. Uite, ciobanii de la Stoke joacă, văd, acasă cu Everton. Păcat ăștia de la Everton, săraci, că joacă frumos, știu, cu mingea, trăiesc pe targă. Păi, cea mai bună defensivă a campionatului este a lui Stoke City. Păi, da, este cea mai rudimentară, joacă cea mai în forță, dar este echipa care, cu ce mijloace are, scoate ce poate să scoată din aceste meciuri. Nu ai ce să spui. Până la urmă, ei fac ce pot să facă cu ceea ce au disponibil și se descurcă foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, n-ai ce să-i spui lui Tony Pulis, pentru că scoate, într-adevăr, rezultate foarte bune cu ceea ce are la dispoziție. Însă îmi place ce articol am văzut astăzi în The Sun, legat de Michael Owen, care i-a costat până acum 7.000 de lire pe minut pe cei de la Stoke City, și asta pentru că atât a bugat el să joace. Dacă e să calculezi câți bani a încasat pentru câte minute a jucat, este un calcul de 7.000 de lire pe fiecare minut jucat de Michael Owen. El primește pe săptămână 25.000 de lire acolo și a jucat 53 de minute de când a semnat în septembrie cu cei de la Stoke City. Da, și ăștia n-am înțeles ce au vrut să facă. Michael Owen își cam încheiase cariera. Nu știu, nu-mi explic ce s-a întâmplat cu el pe parcurs, pentru că începuse bine. Când era puști, chiar se vorbea despre el că o să ajungă mare jucător, că va fi unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a dat Anglia, Știm ce a pățit. Mutarea la Real Madrid, acolo unde a decis să plece de la Liverpool, unde putea să fie același simbol ca și Steven Gerrard, a ales să plece pentru bani sau pentru, trofee, cum a justificat el atunci. Era o perioadă aia cu Los Galacticos, când ăștia cumpărau câte un nume mare în fiecare vară. Eu când zic că aia nu e echipă serioasă, mănâncă și fotbaliștii și antrenorii de pomană. Scria cineva pe pagina de Facebook, da, sigur, Real nu e club serios, el crezând că încerc să-l scot cumva pe Mourinho. Nu vorbim numai despre Mourinho aici, niciunul n-a fost suficient de bun pentru cei de la Real Madrid.
ei și-au criticat și și-au dat afară toți antrenorii pe care au avut, indiferent că au câștigat sau au pierdut. Așa și cu fotbaliștii, mulți s-au dus degeaba acolo și au rupt cariera în două. Mi-aduc aminte și de David Beckham, bine, ăsta a apucat să câștige destul. S-a așezat bine acolo la Real Madrid, Beckham. După aia a ales Statele Unite. Uite, în schimb, Owen, după aventura la Real Madrid, s-a întors la Newcastle, unde a avut o perioadă mediocră, după aia a avut o accidentare extrem de gravă, a stat un an de zile pe tușă. S-a cam terminat. Asta a fost toată povestea lui Michael Owen. În fine, hai să nu-i mai plângem de milă, că la capitolul bănuți băiatul stă foarte bine. Da. Așa, Tottenham cu Swansea... Aoleu, aici aș putea să vă povestesc foarte multe despre meciul ăsta, pentru că, într-adevăr, noi ne uităm înspre ianuarie deja la Tottenham. Toți așteaptă să vedem, pentru că noi știm în ianuarie că vor fi bani de cheltuială. Au fost bani și în ultima zi de transferuri, cel puțin vreo 30 de milioane de lire care nu s-au cheltuit în ultima zi de transferuri, și asta pentru că știm foarte bine că era pe masă oferta pentru João Moutinho, 28,5 milioane de lire ar fi fost transferul record din istoria clubului, care, uite, marele nostru evreu Livi s-a îndurat oarecum să-i pună pe masă, dar nu s-a realizat, pentru că era vorba de agenți care erau a treia parte, erau un fel de, dintre ăștia, spune, coproprietare jucătorului, știi că se mai sunt situații din astea, și Tevez a avut aceeași situație la, care l-a împiedicat să semneze cu United. Până la urmă nu s-a înțeles United cu agenții lui, în niciun caz cu Tevez, că ăsta probabil că ar fi rămas mai departe, dar cu agenții s-au înțeles mai bine cei de la City și așa a făcut mutarea șoc United tocmai la City Tevez. Ce pot să spun este că în ianuarie e o poveste interesantă care înconjoară Tottenham. În ianuarie, anul trecut, noi puteam să ducem totul la un alt nivel. Livy a fost fricos la momentul ăla, pentru că Harry Redknapp i-a cerut doi jucători, spunându-i, hai să forțăm, suntem pe locuri de Champions League, putem să ne dorim mai mult, hai să riscăm. Livy n-a vrut să riște, pentru că cei doi jucători pe care i-a cerut Harry Redknapp erau Carlos Tevez și Gary Cahill. Tevez era, dacă ții tu minte, în perioada la cuțite cu Mancini, după aceea excludere din lot, el abia în a doua parte a sezonului a fost reinclus în lot și putea să fie luat, probabil dacă îl tentai cumva și cu un salariu bun și cu o ofertă generoasă pentru cei de la City. Și Gary Cahill a ajuns până la urmă fundaș central la Chelsea, luat de la Bolton. Ei bine, ăștia doi erau jucătorii pe care a cerut Harry Redknapp. În locul lor, în loc de Tevez și Gary Cahill, au venit Luis Saha și Ryan Nelson. Doi jucători peste 30 de ani și s-a spus lui Redknapp, descurcă-te cu ei. Na, acum în ianuarie, noi sperăm că va fi o altă poveste, pentru că sunt câteva nume mari care înconjoară clubul în această perioadă și ar putea să vină. João Moutinho este un nume pe care l-am menționat. De asemenea, în sfârșit mă bucur că se recunoaște faptul că William Gallas e cam gata, sau cum ar zice colegul nostru, bunul nostru prieten Horia Ivanovici, e gata... Galas, da, în acest moment, pentru că nu mai face față ritmului, are multe desincronizări cu defensiva, se plasează destul de prost, e la ora actuală doar cu experiența mai ajută cumva, să zici că organizează zona aia din spatele terenului, dar nimic mai mult. Și atunci se pare că o pistă ar fi de la Athletic Bilbao, un jucător, Amore Bieta, are 27 de ani Amore Bieta și îi va expira în vară contractul. De asta toată lumea speră ca în ianuarie, cu vreo 6 milioane de lire, să poată să se înțeleagă cu cei de la Bilbao pentru un transfer. Acum, în ceea ce privește variantele ofensive, este un vis frumos de iarnă, pe care sau vis frumos de Crăciun, de sărbători, pe care îl trăim cu Wesley Sneijder. Dacă ar putea să vină Sneijder de la Inter la Tottenham, ar fi chiar fabulos. Deci ar fi omul cu care să zici că ajungi la un alt nivel. Eu am altă propunere pentru tine, uite, din partea lui Edi. Cu da? 28 de milioane puteți cumpăra 3 titulari de la Steaua, Chiricheș, Tănase și Kipcheliciu. Cu care să ajungi la un alt nivel, nu? Da. Exact. Da, nu vreau să spun la ce nivel, că mă amenează ce ne-au. Dar n-am menționat niciun nivel, am spus doar la un alt nivel. Da, nu, este vorba de alte nume care sunt în discuție. În primul rând, de la Malaga, este fascinat Viaș Boaș de Isco, și știm, am mai discutat despre el. E un jucător foarte curtat de mai multe cluburi. De asemenea, e o extremă de la Porto, Cristian Atsu, de 20 de ani. El a fost...
promovat de către Viaș Boaș la prima echipă acolo când era antrenorul lui Porto, un jucător care a câștigat anul trecut trofeul de cel mai bun tânăr jucător din campionatul Portugaliei și ar putea să fie o variantă și el. De asemenea, Willian de la Shakhtar, a lui Mircea Mircea, este în continuare o variantă, nu a căzut deloc această pistă. Willian care a declarat că discută destul de des cu Viaș Boaș în ultima perioadă, sunt la telefon, mai discută despre un alt, are acordul clubului să poarte negocieri sau să discute cu Tottenham în cazul în care s-ar ajunge și la o ofertă care să mulțumească și echipa ucraineană. Dar sunt curios să văd ce ar mai veni și în atac, pentru că sunt variante în continuare pentru Leandro Damião de la Internațional. Brazilianul a fost în discuții și în vară, ar putea și în această iarnă să fie reluate aceste discuții. De asemenea, Llorente, nu uităm situația lui de la Bilbao, și el în vară are contractul la final. Și în, discutând despre viitorul lui, Llorente a declarat nu de mult în această ultimă perioadă faptul că ar fi deschis unei mutări în Premier League, dacă ar fi Tottenham sau Manchester City, sunt cele două cluburi care le-a menționat el legate de o posibilă mutare. Acum, dacă să ne uităm la acest meci cu Swansea, ce pot să vă spun este că am putea să vedem din nou cuplu de atac, Adebayor, Jermaine Defoe. În sfârșit s-a așezat acest cuplu de atac, odată ce Adebayor a devenit și el 100% disponibil din punct de vedere fizic. Assue Coto, fundașul stânga, a revenit la antrenamente, dar încă nu putem să-l vedem titular la acest meci, așa că Jan Vertonghen va fi în continuare fundașul stânga. Mă uitam pe lista celor de la Swansea și așteptam poate să nu poată să evolueze la acest meci Miciu, nu avem norocul ăsta, va juca și cred că ne va face zile extrem de negre, pentru că mă uit în campionat, vreau să vă spun că din toate meciurile pe care le-am jucat în sezonul ăsta acasă, avem un singur meci în care nu am primit gol de când a venit Viaș Boaș, pe White Hart Lane, un singur meci din 8 s-a terminat fără ca echipa să primească gol. Iar Swansea, la ultima deplasare în Londra, 2-0 victorie la Arsenal. Așa că va fi un meci complicat. Uite, deci mi-a trimis cineva o poză foarte simpatică, leul și cu un leu și un leuț stau undeva pe o stâncă și privesc apusul soarelui, tatăl și fiul, și leuțul, adică ăla micul, întreabă pe taică-su, what comes after 18, dad? I don't know, son, we are Liverpool fans. Da, asta a fost din nou ceva cu care să reîncântăm weekendul fanilor Liverpool care ne ascultă. Da, no. Săraci, las că știu și ei, care-i situația? Da, asta este cam ce am avut de prezentat pentru acest final de săptămână. Ar mai fi câteva, în rest, din ce să mai discutăm, Chelsea are meciul cu Southampton amânat, pentru că joacă în Asia, iar meciul dintre Reading și Arsenal se va juca abia luni. West Bromwich West Ham este singurul meci despre care n-am discutat, dar este un meci destul de ciudat. Un meci în care sunt două echipe care și-au depășit condiția pe startul de sezon. E greu de previzionat ceva despre această partidă. Vreau să văd dacă Tamaș confirmă în continuare faptul că atunci când titularii sunt disponibili, nu are loc în echipă. Sunt curios să văd dacă va fi măcar pe bancă la acest meci dintre West Bromwich și West Ham. Dar cam ăsta este weekendul de Premier League. Repet, Reading Arsenal se joacă abia luni, așa că vom mai avea mai multe ocazii să discutăm despre situația de la Arsenal și luni. Sigur că da. West Brom și cu West Ham United. Cam astea sunt meciurile până la urmă. Îți urez succes, ce să zic. Tot da, sperăm să fie. Sunt toate semnele că ar putea să fie un meci cel puțin interesant și ce ne ajută pe noi este faptul că în ultimele 14 meciuri pe care le-am jucat în campionat în fața celor de la Swansea sunt 12 victorii și 2 egaluri. Nici o înfrângere pentru Tottenham în meciurile cu Swansea. Așa că măcar istoria să ne încurajeze înainte de acest meci, dar ne mai ajută un alt lucru, faptul că Swansea a jucat în Capital One Cup la mijlocul acestei săptămâni, a jucat cu cei de la Middlesbrough, au reușit calificarea în semifinale, dar totuși au o perioadă mai scurtă de recuperare înaintea meciului care se joacă mâine aici la Londra. Mulțumim frumos, Călin. Luni ne auzim și comentăm împreună ce s-a întâmplat în acest weekend. Să ai o seară bună. Numai bine. Și un weekend plăcut și vouă la